Eu nu știu care, cum, ce știți în zonă. Da. Și atunci să începem un seminar așa cum o făceam în București? Da. Cu toată lumea. Da? În un seminar de Reiki, o să începem cu elementul din Reiki. Da? Bun. Cadu 1. Reiki. Activarea palmelor. Lăsați scrisul, că mă disperă scrisul. Seminar înseamnă că facem practică. Nu vreau să vă scrii nimic. Activarea palmelor, da? Reiki. Ce simbolul știți? N-60, Daiko, Miok. Hai, mișcare. Uitați la mine. Linde! Ați activat palmele, da? Vă faceți autotratament? Începem. Pe cap. N-ați terminat de activat. Nu, nu faceți decât Reiki. Atât, deocamdată. Pe cap. Hai. Nu vă țin mult. O să vă țin câteva minute pe fiecare poziție ca să înțelegeți, să înțelegeți de ce trebuie făcute. Da? Activarea palmelor, da? Vă duce, deschide centrii energetice, palmelor către sursa de lumină. Există o singură sursă de lumină universală, da? Și asta este Duhul Sfânt, lumină. Ei, în momentul în care activați palmele, automat se amplifică centrii energetice ai palmelor. Se poate întâmpla să se activeze centrii ăștia energetici absolut întâmplător. Intrați într-o biserică, treceți pe lângă un loc special, în anumite condiții, lângă anumite persoane, se pot activa palmele absolut fără niciun fel de intervenție a voastră. Nu trebuie să vă sperie treaba asta. A fost simpatic o doamnă, vine la mine și zice, domnul doctor, zice, am fost la Sfântul Mina, la Acatist. Că se citește Acatistul la Biserica Sfântul Mina. Și zice, și știți, în timpul Acatistului, mi s-au activat palmele. Ce înseamnă că dădeam lumină Sfântului Mina? Deci, nu. În momentul în care se citește o rugăciune, se citește un acatist, automat se deschid porțile către lumină și atunci se activează toate simbolurile. Da? Și automat începeți să dați, să primiți și voi lumină. Pentru că simbolurile astea se activează oricând este vorba de ceva pozitiv. Că e rugăciune, că e tăiaș, că e loc sfânt, că e o persoană. Da? Că e un ghid lângă voi, un înger. Se pot activa palmele. Că e o persoană care are nevoie de lumină și are voie să primească prin voi, și se activează palmele automat. De ce pe cap? Păi foarte simplu. Aveți chakra coroanei, da? Chakra coroanei conectează la divinitate. Cu cât centrul ăsta de energie este mai dezvoltat, cu atât o persoană este mai apropiată de divinitate. În atacul psi, da? Sunt atacuri făcute de țigări, atacuri făcute de, mă rog, magicieni evrei, șamani. Ce vezi voi? Se blochează centrii energetici superiori ca să nu mai ai acces la lumină. Și atunci autotratamentul poate să deblocheze așa ceva. În centrul ăsta energetic se blochează când e vorba de karme grele față a deci karma părinților, karma de neam. Karma personală, care ține de gândire. Automat blochează centrii energetici superiori. Da? Și care este scopul? Având palmele deschise către o lumină de vibrație mai mare, automat se curăță creierul vostru, chakra 7. Da? Automat se schimbă vibrația creierului. Schimbarea vibrației creierului duce în timp la accesarea de către voi a gândurilor de vibrație înaltă. Deci eu trebuie să-mi schimb vibrația creierului ca să ajung să înțeleg idei de vibrație mare. Asta nu se înțelege. Dacă am vibrația creierului mică, o să mă conectez la gânduri de vibrație mică. Da? Cea mai joasă, crimii, criminali, sinucigași. Da? Bun. Dacă vreau să urc, automat, prin autotratament, îți crește
îți crește vibrația creierului. Asta trebuie să vă intre. De asta trebuie să vă intre în exercițiu autotratamentul. Să știți că părintele a pierdut, deși nu făcuse Reiki, seara, când stătea de vorbă cu noi, mă rog, după ce termina ultima rugăciune, stătea frumos în pat, picior peste picior, cu mâinile sub cap. Pur și simplu, ca preot, e inițiat pe lumină prin cruce, prin taina preoției, și automat are acces la lumină. Nu făcea altceva decât să-și facă un fel de autotratament. Îl făcea inconștient, involuntar, nu făcuse Reiki, vă dați seama. Dar știa că, ținându-și mâinile pe cap, autosimțea. Nu știa. Că, ținându-și mâinile pe cap, automat își pânză și mintea. Plus că, orice gând negativ, orice schemă de gândire, orice, eu știu ce, idee fixă, este, are un punct, un punct de plecare de pe creierul vostru. Și conectat, conectează de acolo. Automat, făcându-vă autotratamentul, se șterg acele puncte. Mă amuzam că mai la începuturile vieții mele spirituale mergeam la seminar la Cezar Culda. Și Cezar Culda, nu știu dacă știți, are un exercițiu foarte drăguț de respirație și de dilatare a emisferelor cerebrale. Mă știți? De echilibrare a emisferelor cerebrale. Și printre altele făceai vizualizarea emisferelor cerebrale. Și prima oară când am făcut eu tehnicile astea de vizualizare a emisferelor cerebrale, mi le-am văzut pe ale mele. Și aveam una așa mare, da? Și una mică și stafitită. Și până și aia mare era plină de pete negre. Alea sunt idei proaste, să știți. Și de asta, voi, pentru că ne-am dezvoltat foarte mult rațiunea la nivel astral, avem o emisferă rațională foarte dezvoltată și o emisferă intuitivă, cum e smochina, cum e, eu știu, da? Și atunci, simplu fapt de a face autotratament, automat echilibrează emisfera cerebrală, echilibrează in-yang din voi. Și vă dă acces la lumină, prin chakra 7. Plus, aveți, deci, emisfera cerebrale, chakra 7. Pe frunte. Hai. Așa, așa, așa. Mâinile Reiki nu au polaritate. Da? Și atunci pot să pun mâine oricum. Lumina va curge. Chakra 6, sediul gândirii, câmpul mental. Aici este sediul memoriei, al gândirii și numai. Din punct de vedere anatomic, avem hipofiza, avem glanda pineală, avem trunchiul cerebral, cerebelul. Deci automat aici se integrează toate funcțiile organelor. Automat, dacă am un blocaj pe chakra 6, se duc, adică se, se perturbă toate funcțiile hormonale, toate funcțiile organelor, de la nivel de chakra 6. Blocarea chakrei 6 duce la scăderea memoriei. Să știți că cei care au Alzheimer, depresivii, automat au centrii ăștia blocați, da? Au relații proaste cu Divinitatea. Nu poți să fii depresiv și să ai o relație bună cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e fericit. Dacă ești nefericit, înseamnă că e clar că undeva e o bubă. Dacă Dumnezeu este fericire și eu sunt nefericit, înseamnă că sunt în afara lui Dumnezeu. Eu mă scot prin nefericirea mea. Nu poți să duci în rai nefericit. Da? Și atunci eu trebuie să văd care sunt cauzele nefericirii mele. Să le remediez. Tot ce pot să vă spun este că dacă vă urmați calea voastră către fericire, calea voastră către fericire nu e mea. Calea voastră fericire nu e nici a părinților voștri, nici a soților voștri, nici a copiilor voștri. Calea voastră către fericire este calea voastră. Ați văzut, cum se cheamă? Scuzați-mă engleza. The Pursuit of Happiness. Da? V-a plăcut filmul? Foarte important să crezi în tine și să-ți urmezi calea ta, indiferent de ceilalți. Și dacă o urmezi, la un moment dat, cu Will Smith, mi se pare. Da? Dacă o urmezi calea fericirii tale, la un moment dat reușești. Și la un moment dat ajungi acolo unde este nivelul tău. Chakra 6. Da?
față în spate. Uitați la televizor, mâine sub cap. Foarte important să vă studiați gândurile, să vă încercați să vă răspundeți la întrebări, ținând mâine sub cap. Pentru că automat dați lumină în gândurilor voastre. Deci că noi avem o grămadă de gârgăuni în cap. Fiecare ai lui. În momentul în care faci autotratament, ăștia pleacă. Să știți că răul nu rezistă la lumină. Soluția nu e exorcizarea cu moliftele. Hristos n-a făcut exorcizarea cu moliftele. Hristos era lumină. Și când a ajuns lângă demonizat, aia 3000 de demoni au plecat. Deci nu trebuie să-L blestem nimic. E destul să ai lumină și iubire și demonul pleacă. Nu trebuie să-L blestem, nu trebuie să-L ard, nu trebuie să-I dau cu crucea în cap. Simplu fapt, te-ai trimite lumină și iubire, face răul să plece. Și gândurile negative. Aveți un gând. Știți? Toată lumea se așteaptă că o exorcizare trebuie să fie făcută de aia. Se ridică omul, dă demonul cu el de pământ, de tavan, de pereți. Nu. Simplu fapt de a trimite lumină unui gând. Dacă e negativ, dispare. Pentru că nu suport. Da? Chakra 6. Da? Pe ochi. De ce pe ochi? Vă uitați la televizor. Vă uitați la toate prostii. Vă uitați când se ceartă oameni, când se bălăcăresc, când sunt, eu știu ce, accidente, când sunt crime, când sunt... Automat, astea sunt informații care vă intră prin centri energetice ai ochilor. Să știți că vă impresionează cu programe sufletul. Noi, de bine de rău, avem o conștiință, oamenii mari. Dar copiii care nu au încă un mental bine format, în momentul în care se uită la scene de violență, la filmele alea, desene animate de maiacul, pe mine cu jale, automat informația aia se duce direct la nivel de suflet, la nivel de sine și devine manifestă. Deci uitați-vă bine la desenele pe care le văd copiii voștri și o să vedeți ce doresc ei. În funcție de cum se manifestă. Bine, acum nu credeți că sunt foarte fericit de albă ca zăpadă. Sau de eu știu ce vreți voi. De ce? Pentru că automat o să creeze scheme de gândire. Știți că mai nou psihologia studiază schemele de gândire în funcție de povestea voastră preferată. Ok? Povestea voastră preferată și în funcție de asta vă spune ce caracter aveți. Uite, ca să nu vă caracterizez pe voi, vă caracterizez pe mine. Bine, la mine povestea mea preferată este... Plus la cerbunii și vrările de aur. Bun! Nu, ca să înțelegeți. Apropo. Și asta spune o grămadă de chestii despre mine. Ce? Și nu întâmplător, se pare că eu sunt... E adevărat că sunt al treilea copil din familie. Și deci automat sunt prâzlea. Dar nu că m-am identificat asta, că nu știam. Mă rog. Asta ce spune despre mine? Că fără să vreau la nivel interior, îmi doresc să aduc înapoi merele împăratului, automat am talentul să mă duc peste rău, da? Mă duc peste zmeu. Părintele Pantelimon avea o zicală și de câte ori mă vedeam, zicea unde e rău, copt și dragul și al meu. Pentru că mă duceam peste demon, eu mă duceam peste gânaia peste mine, eu mă duceam peste... Am un talent de la... Bun. De ce vă spun treaba asta? Pentru că să înțeleg, să începe să vă cunoașteți pe voi. Eu, înăuntru meu, mă simt dator să, mă rog, să aduc merele împăratului. Pentru mine împăratul, mă rog, după aia am descoperit e Dumnezeu. Dar dacă se termină cu mine, știi cum e. Pleci și cu merele de aur și cu fata împăratului. Și cu jumătate de împărăție. Mă rog, fata împăratului, eu nu știu cum e, dar cel puțin jumătate de împărăție încă n-am. Dar asta spune foarte mult despre un om. Da? Ce aș putea spune despre mine? La mine cel mai important lucru e sentimentul datoriei. Nu aia, nu aia, nu e loc. E vorba să... Deci nu că îmi fac eu o caracterizare, că eu mă știu pe mine și bunele și relele mele. Eu mai nu mai descoper rele, nu bune. Da, asta e partea a doua.
E vorba să învățați, să vă înțelegeți pe voi. Care sunt, care e povestea voastră și analizați personajul fără să vă gândiți că e vorba de voi. Și atunci o să descoperiți calități și defectele voastre. Da? De ochi. Vă uitați la toate astea. Nu vă mai uitați peste tot. Eu nu mai... Mă uit așa, absolut. Eu mie îmi place și boxul și alte marțiale și MMA-ul. Și mă uit. Dar manifest, mă duc la sală. Ok? Cum să vă zic eu? Mă uit la diverse alte chestii, dar știu să le coordonez pentru că am testat să văd cum reacționez eu în perspectivă dacă fac un lucru. Adică trebuie să înțelegeți că subconștientul vostru copiază tot. Se duce la suflet. Și în funcție de asta o să trebuiască să aveți grijă de copii, voștri și mai știu cine. Plus că tot ceea ce vedeți, nu știu dacă știți sau văd experiment, dacă sunt pozitive, vă cresc titlurile de anticorpi, deci automat vă cresc imunitatea. Dacă vă uitați la toate prostiile, vă scad imunitatea. Eu zic că asta e un motiv cât se poate de serios să mă uit la lucruri pozitive. Adică pe Animal Planet, pe National Geographic și mă știu ce, mă uit la stele și la animăluțe. De asta depinde de voi. Da? Pe urechi. Centri energetice urechi. În altă ordine de idei, urechile, ochii, mai pot fi blocate, deci centri ăștia energetici, mai pot fi blocate în probleme karmice. Și mai ales problemele karmice ale părinților, care se manifestă prin probleme renale. Rinichii sunt manifestări ale karmei părinților. Ei, blocarea rinichilor duce automat la blocarea urechii sau la blocarea centrilor ochilor. Pe urechi. Vorbiți la telefon. Problema că la telefon se... știți? E ciudat. Dar SMS-ul este o energie care vine și se duce direct la nivel de sine. De asta, să știți că știți care e problema cu rețelele de socializare? Că te conectezi la o matrice și oamenii se manifestă la nivel de sine. Ei pot să-ți creeze imagini perfect acolo, diverse, cum ar vrea să fie. Dar conectează exact la nivel de sine. Așa că aveți grijă apropo de SMS-uri și de... eu mă uit când primesc un mesaj, că e de bine, că e de rău, dincolo de mesaj. Și se simte sine în omul. De ce? Păi, să știm fiecare cu cine avem de face. Sunt mulți oameni care se ascult după poze, după imagini, după cuvinte. Da? Și trebuie să învățați să vedeți ce e dincolo de asta. Eu, cu cei care, mă rog, mai făceam cursuri, am făcut această demonstrație. Am arătat cum e să vii încărcat la seminar, cum e să vii... Adică încărcat negativ, mă refer. Cum e încărcat pozitiv, ca să facă diferența. Adică să nu crezi că tot ceea ce e lumină e bine și tot ceea ce e întuneric e rău. Trebuie să vedeți dincolo de manifestări. Da? Că poți să ai un sportiv care e încărcat negativ de zici că așa și să fie cât se poate de sănătos la cap. Și poți să ai unul care e încărcat cu lumină și care e mai rău decât bolnavii psihici. Și voi trebuie să te ajungeți să treceți dincolo de cuvinte, dincolo de imagini, dincolo de imaginea pe care le creează ceilalți. Ce, n-ați luat și voi țeapă? Nu credeți că un om e într-un fel și în altfel. Toată lumea. Da? Pe urechi. Pe gât. De ce pe gât? Păi, foarte simplu. Vorbim. Comunicăm. Câteodată comunicăm mai mult decât trebuie, câteodată nu spunem ceea ce trebuie. Când spunem ceea ce trebuie, e ok. Când spunem mai mult decât trebuie, se blochează centrii energetice. Blocându-se centrii energetice, gât, pe automat, apar problemele de gât. Acum asta să mă gândesc că vă fac de fapt curs de Reiki. Mă rog, auzi, vă repet așa de 100 de ori. Poate, poate, știți cum zicea, aveam un profesor de anatomie care spunea
anatomia trebuie să repez de 14 ca să pot să o văd de 13. Așa și eu. Deci pe gât. Vorbesc foarte serios. De, automat. Când nu spuneți ceea ce aveți de spus, se blochează. Când spuneți mai mult decât ați avea de spus, blochează. Ok? Și atunci e foarte important să găsiți limita dintre asta. În perspectivă. Nu zice nimeni că nu ne naștem învățați. Trebuie să învățăm să comunicăm. Trebuie să învățăm modalități de comunicare. Trebuie să găsim calea către persoane. Pentru că problema, știți, oamenii, domnule, nu m-a înțeles. Ăla nu m-a înțeles. Băi, dacă ăla nu te-a înțeles, problema nu e a lui. Problema e a ta. Că el nu poate să înțeleagă decât într-un fel. Tu ești obligat să te faci înțeles. Păi dacă mă duc la un japonez și vorbesc în chineză, e ăla de vină că nu mă înțelege? Sau eu, că îi vorbesc în chineză? Ăla se uită la mine, ce sărac. Stai dus. Și atunci eu trebuie să mă adaptez omului și să-i explic în termenii lui, astfel încât el să înțeleagă. Și la fel trebuie să faceți voi. Și voi. Indiferent că e vorba de nevastă, de soț, de copii, de părinți, trebuie să existe o cale de comunicare. A, vă închide, e persoana respectivă orice cale de comunicare? Asta e altă problemă. Se poate întâmpla așa ceva. Nu sunt obligat să vorbesc cu nimeni. Aici e pilda cristică. Hristos a zis. Da? Unii trebuie să înțeleagă, unii nu trebuie să înțeleagă, dar nu trebuie să mă înțeleagă la fel, la revedere. Nici nu mă agit. Da? Chiar nu trebuie să înțeleagă toți. Cine e pregătit, mă înțelege. Cine nu? Da, măcar mă strădui. Mă strădui să mă fac înțeles. Blocarea cea pregătului, automat, disfuncții tiroidiene, paratiroidiene, spondiloza cervicală. De ce au doamnele cel mai mult spondiloză cervicală? Pentru că educația creștină a poporului ăsta spune, femeia, mucles. Tu să taci și în biserică să-ți întrebi bărbatul acasă. Punct. Și atunci, femeile, acum, mă rog, acum așa dat drumul, vorbesc mai mult. Da, prea mult. Dar vorbesc serios. Înainte, cum erau educate? Că trebuie să taci, că trebuie să faci pentru bine în familie, că de ce să strici o căsnicie, că și e bine că nu spunea nimic. Și le aduna. Le aduna până exploda, pe undeva. Da? Asta e chestie de educație. Educație era imprimată de biserică la societate. Și asta trebuie să schimbați. Voi, în primul rând. Dacă voi, doamnelor, nu spuneți ce vreți, nu e nimeni de bine. Dacă voi nu cereți, nu e nimeni de bine. De nu e nici Dumnezeu nu cere. Da? Degeaba așteptați de unde nu e. Da? Adică trebuie să vă fie foarte clar că lucrurile nu pot să se îmbunătățească. Și atunci, trebuie să știu clar pe ce mă bazez. Îmi convine sau nu convine mult. Asta e valabil în orice. Domnilor, la fel. Încercați să spuneți. Ce vreți. Știți, femeile vor ca bărbații să simtă. Și femeile, și bărbații ca femeile să știe. Fals. Femeile nu știu și bărbații nu simt. Și este o pierdere de timp și o prostie. Un bătrân, străbunicul a doi dintre copiii mei, la masă, îi se pune farfuria în față. Bărbat tipic, pe răzut. Și stătea. Toți ceilalți mâncau și el stătea. Și omul ăla zice, dar bunicule, tu de ce nu mănânci? Și el stă. Nu zice nimic. El ăla să uită străbunica. Să uită, vede că n-are furculiță, ia și două furculițe. Păi și ce nu puteți să spui că n-ai furculiță? La care el, femeia trebuie să știe. Bun, asta era. Acum. N ani. Asta e generația bunicilor noștri. Corect. Păi, dar nu poate să meargă la... Cere-mă, vreau o furculiță.
După aia te superi. Uite și asta nu mă iubește. Mi-a dat fumpliță. Da? Știți că era o fază drăguță aia cu tipul vine supărat acasă? Cum interpretează femeile stările bărbaților? Vine supărat tipul acasă, ia când îl vede, vine pe la altă. Sigur, da. Ăsta, nu, nu zice nimic. Mănânc așa. El. Știi ce nu vrei să ieșim în oraș? Păi, mă scoate în oraș. E clar. E dubios. E... Să duc în oraș. Nu vrei să vedem un film? Păi, e clar. Văd un film ăsta în timpul filmului. De oare ce are, dar... E oare fi vorba de alta oare? Se termină filmul ăsta ofta? Hai să mergem să mâncăm ceva. Clar. Mă duc la restaurant să-mi spună că ne-am despărțit. Că... Mă duc la restaurant să-mi spună că ne-am tăcut. Bă, un pahar de vin, îl bea pe al doilea. Mâhnit de tot. Să duc acasă. Iubi, nu vrei să facem dragoste? Da, e clar. Vrea să mă aibă și ultima dată. Ia, doamnă. Nefericită. Clar. Nu mai vrea să fie. În timp ce îl gândește. Bă, azi am mâncat pe taia steaua, dar măcar m-am culcat cu nevastă. Asta apropo de interpretări. Și de a interpreta stările celorlalți. Și de preocupări. Știți că am faza cu... cu nevasta credea că sunt la amanta, amanta creștea că sunt cu nevasta și eram la bibliotecă, citeam. Deci, interpretarea este cel mai greu lucru a unor date care nu sunt certe. De multe ori poți să greșești pentru că nu ai toate datele. Da? Așa că spuneți, vorbiți, pentru că dacă nu spuneți și nu vorbiți, aveți șansa să fiți interpretat greșit. Și aveți șansa, neșansa, să interpretați greșit. Adică trebuie să știți foarte clar ce vreți. Și ce se cere de la voi. Deci pe gât. Așa. Așa. Pe piept. Față, spate, că 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2 sunt centri energetici care au proiecții anterioare și dorsale. Pe cea care e, da? Aici avem suflet. Chakra iubirii. Asta este chakra pe care prin care manifestăm iubirea divină. Iubirea divină se manifestă pe cea care e, nu a noastră personală. Aici se face greșeala. Aici este greșeala care se face cel mai des. Totul merge de unde iubești, de aici. Aia nu e iubirea ta. Aia e manifestarea iubirii divine prin tine. Știu că nu o să fie multă lume de acord cu mine, dar mă las absolut rece. Eu, de obicei, când fac o afirmație, înseamnă că am studiat-o de ceva timp și asta e o chestie pe care o studiez de vreo 40 de ani, apropo de iubire. Tot de 400 de ani, dar de când sunt conștienți, de când am prietenă, sigur. Și cum prima mea prietenă a fost prin care, pe când aveam vreo 10 ani, am niște ani de studiu, adică peste 30. Deci, iubirea pe care o simțiți aici este iubirea divină manifestată prin voi. Iubirea de la nivel de sine, să știți că nu e de acolo. E de aici. La nivel de 2. La nivel de sine. Da? De ce vă spun treaba asta? Pentru că oamenii confundă de multe ori lucrurile. Îndrăgosteala, care este un program din sufletesc, da? De iubire interioară, iubirea de la nivel de sine, care vine de altfel, din alte deți. Da? Tot ce pot să vă spun este că iubirea asta poate fi transcens. Adică poți să te urci și nu mai simți nicio iubire. Dacă ar fi o iubire adevărată, trebuie să manifeste și sus, și jos, și la mijloc.
Asta e sus, s-a încheiat. Pentru jos, s-a încheiat. Un program. Da? Chiar mă gândesc să fac o emisiune apropo de asta. Iubirea ca program. Ceea ce vedeți voi și ceea ce vă doriți voi sunt scheme pe care le vedeți implementate de televiziune, de filme, de... Noi credem că iubirea este aia pe care am întâlnit-o noi în Alba ca Zăpada și 7 pitici. Corect? În realitate e altă. Sunt cele două de tipuri de iubire. Știți, ați citit Crăiasa Zăpezii? Există iubirea aia cu Crăiasa de Zăpezii și există iubirea aia altă. Cu cea mică, nu știu cum o chema pe ea. Ei. Și o să trebuiască să învățați să faceți diferența între ele. Pentru că una este divină, alta este karmică. Alta e, mă rog, personală, alta e indusă. Chakra, inim, față, spate. Dacă voi ați iubirea divină este cea care te face să iubești pe toți ceilalți oameni la fel, indiferent de stadiul. Că ți-e prieten, că ți-e dușman, că e bărbat, că e femeie, că e copil. E o mică mare diferență, nu? Știi, că mă gândeam la un moment dat cum iubește Dumnezeu oameni. E clar că noi suntem tributari unor aspecte, da? 90, 60, 90, Baywatch, da? Deci avem treburile astea. Dar mă gândeam, cum iubește Dumnezeu oameni? Bine. Ideile mele n-au plecat de la un gând foarte frumos. Am văzut o măicuță. Și măicuța asta, natura n-a fost foarte darnică cu ea. Și mă gândeam că Dumnezeu iubește poate mai mult decât pe o, eu știu, nu știu, nu vreau să dau exemple de nume care apar la tembelizor. Ei! Și atunci ne-am dat seama că Dumnezeu privește alte lucrurile. Dincolo de corp. Până mai avem noi să ajungem, până ajungem noi să vedem dincolo de corp mai. Chakra inimii. Aici este sediul nemulțumirilor voastre. Autotratament are ca scop și să scoată la suprafață tot ceea ce este negativ în sufletul vostru. Toată lumea recunoaște supărarea, da? Toată lumea recunoaște mânia. Dar recunoaște toată lumea iubirea? Care e tot. Și cum să zice în ortodoxie? Demonul care mi-a rănit inima. Apropo de îndrăgostit. Nu vorbește mă de iubire. N-am zis eu. Mă zic doar Sfinții Părinți. Ce religie sunteți? Aici, în Sibiu, ce religie? Nu știu unde altă. Mai sunt, că știu, voi sunteți aici mai nemți, așa mai reformați, catolici. Dar până și ea tot aceiași Sfinți Părinți au până la un moment dat, așa că... Ați înțeles? Și atunci este spinul care mi-a rănit inima. Asta este iubirea sexualizată care nu e... Bine, eu nu zic nici că e demonică. Care, eu cred că iubirea are mai multe grade de diferențiere și în funcție de evoluția spirituală te duci la nivelul tău. Unii sunt mai cu frecarea, alții mai cu inimioara și alții cu iubirea divină. Dar toți, în perspectivă, trebuie să ajungem să ne eliberăm de fizica mecanică.
Chakra in, da. Bun. Și aici apar diferențele. Doamne, sâni. Centri energetice ai sânilor, normal, deschiși. Da? Automat fiind normal deschiși, se blochează când femeile sunt supărate. Deși l-am văzut pe travestitul ăla și avea centrii aia foarte deschiși. Ăla din Thailanda. Ce? Nu era supărat deloc. Era chiar fericit. Student la teologie. Ați văzut ce face teologia? Creează mai mult. Bun. Deci centrii sânilor. Normal închiși la bărbați, normal deschiși la femei. Foarte important, apropo de centrii ăștia. Înseamnă că mâine nu mai vorbesc despre asta, da? Pentru tinele spălanțe le punem pic pe net. Centrii energetice ai sânilor, da? Se blochează când femeile sunt supărate. De obicei, asta pot să vă spun că e o constatare, mă rog, din practică. Când sunt supărate pe ele însele, pe alte femei, pe mame, pe soacre, pe cumnate, îi se blochează centrul stâng. Când sunt supărate pe bărbați, pe soț, tată, amant, mă rog, este sânul drept. Da? E foarte important să știți că orice supărare vă blochează centrul stâng. Măcar așa și o să învățați să iertați. Deși era o tanti care avea cancer și, mă rog, ajunge la radiestezie, începe la anestezie, se face curățare, se vindecă, ajunge la un grad mare și dintr-o dată metastază. Buf! Se dupește, disperați, că normal. Între... Te ajuți unii cu alții. Ce s-a întâmplat cu ea? Și descoperă că se măsoară un parametru care se cheamă CIP. Capacitatea de iertare de păcatelor. Nu iertase pe cineva. Și se spune, iartă-l, mai nu știu ce soț, mai știu. Iartă-l, mă. Și ea zice, mai bine mor. Și a murit. Da. Așa că vedeți cum e cu iertarea. Celorlalți care v-au greșit. În altul e de idei. Lumea asta este în... Lumea asta este în gând să se greșească față de voi. Și special ca să învățați iertarea. Pentru că eu pot să fac două alegeri. Cineva îmi greșește. Pot să aleg să mă supăr sau principiul steagului. Să mi se fălfăiesc, da? Bun. Asta este o opțiune personală. Da? Dacă voi alegeți să vă supărați, e problema voastră. Nici măcar nu are importanță la că a greșit, că aveți dreptate. N-ai ce importanță. Lecția voastră e iertare. Da? Lecția lui e să-și răscumpără greșeală. Corect. Dar lecția voastră este iertare. Și nu se poate să nu-ți greșească cineva într-o viață. Și nu se poate să nu fie rănit de cineva. Nu pot să cred asta. Și atunci lecția voastră e iertare. În momentul în care nu o să mai fi supărat pe nimeni și o să vedeți în fiecare om din jurul vostru manifestarea lui Dumnezeu, indiferent ce face, atunci nu o să mai fi supărat. O să vă întrebați, dar de ce a îngăduit Dumnezeu să întâmple asta? Nu uite nenorocita sau nenorocitul ce a făcut. Și depinde de voi. Nu de altcineva. Da? Iertare. Cel mai greu. Să înveți. Când ai orgoliu mare, nici măcar nu poți să-ți ceri iertare, corect? Ați auzit pe aia? Am un băiețel. Dar să nu putea să-și ceară iertare. Și făceam. Cred că o să-mi cer mâine. Acum nu are probleme. Dar când era mic, ziceam, nu cred. Și făcea câte o bubă. Și mă gândesc, cereți iertare. Nu. Cereți iertare. Nu. O să fiu pedepsit. Și zice, îmi cer mâine. Da. A ta zicerea. Dar avea timpul ăsta de... Apropo de iertare. Îi mergea câte o chestie. Mă ierți? Nu te iert! Iartă-mă. Nu te iert!
sunt drăguț așa să vezi cum se schimbă sau cum evoluează sau cum vin cu bubele lor. Deci asta este prima fază a orgolului, da? Nu poți să-și ierti iertare. Și a doua fază este că nu ierti. Pentru că atunci când nu ierti, este tot o fază de orgoliu. Adică cine e ăsta să-mi facă mie? Până și spiritul justițial este tot o formă de orgoliu. Adică lasă că-i dăvelul ăsta. Le duc eu. Mă mai trezesc eu. La volan. Știți că acolo te manifesti tu. La volan. Sunt și un înger păzitor la ala, dar la volan ești tu. Da? Și atunci când începi și zici și de mamă, și de neam, și cu toate, mudrele, mantele și mudrele, atunci ești tu. Și până la urmă nu e duci tu pe stradă. Da? Ce acolo e? Sânii, da? Doamne. Armele pe sân. Noi nu avem cultul masajului și nu avem cultul atingerii. Noi am fost învățați că atingerea e un păcat. E cel mai greu să spun din cap cuiva că atingerea nu e un păcat. Pentru că nu știm nivelul la care atingerea devine un păcat. Da? În nicio carte nu e scris manualul de întrebuințări al Doamnei. Și nici al Domnului. Când apare? Mi-ar place să-l scriu. Dar, sincer, nu știu care sunt limitele, nici eu. Nu știu care sunt limitele, pentru că nu știu. Nu știu unde începe și unde... Adică unde începe... Eu știu în Dumnezeu și de unde începe păcatul. Nu știu. Trebuie să mărturisesc. Mai studiez. Dar știu că niciun caz nu este cum a fost scris cu noi. Deci, stăteam și mă gândeam eu, băi, sălbatic e puțin spus. Deci eu masajul mi-a făcut mie odată profesoara mea de kinetoterapie în facultate, deci pe la 24 de ani, și mi-a făcut mie că eram singur băiat din grupă, zic că nu o să masez eu fată. Mi-a făcut mie și am stat capul eu. Și după aia, actuala șefa școlii mele de masaj. Deci, iată. Mă rog. Mai am făcut masaj după aici, până cât de. Dar, ca idee, eu am făcut masaj după 40 de ani. Pentru că nu am avut cultul profilaxiei bolii. Și faptul că masajul este o formă de profilaxie a bolii. N-am știut. Iar ortodoxia, la modul cum a fost perceput, ne-a tâmpit de tot. Am găsit o carte în care tot ce ține de radiestezie, nu, bine, radiestezie, Reiki, inclusiv presopunctura era considerată demonie. Bă, și circulă în anii 2012. Circulă că masajul, deci presopunctura e un masaj. E păcat și e demonic. Bă, hai să lăsăm pe alalte. Că e prea adânc. Dar masajul. Și normal că eu, mă rog, crescut în ortodoxie, am avut chestia asta. Să pună mâna pe mine. Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg că... Ei! Dar... O să trebuiască să ne schimbăm. Deci dacă nu pentru noi, pentru alții.
ce pot să vă spun? Că prin masaj se face profilaxia N boli, că deblochează centri energetici și deblochează energii negative și dacă ai dat și peste un masor bun, ăla face și psihoterapie cu tine și îți spune de unde îți vine buba aia. Și noi suntem la nivelul la care mai credem că... Bine, acum nu vorbesc de masaj cu finalizare. Vorbesc de masaj terapeutic. Da. Masajul terapeutic este o artă. Și mă uitam când am fost în Thailanda la școala de masaj tailandez, care este în mănăstire budistă și se practică din toamna anilor înainte de Hristos și sunt pozele cum se fac manevrele. Este mintea lor. Și noi nu avem un cult al masajului. Adică nu avem un cult, nu avem o știință masajului. E adevărat că acum s-a băgat în medicină și masajul și kinetoterapie. Kinetoterapie este tot un fel de masaj osteopat. Adică tot un fel de masaj tailandez. Cine crede că masajul tailandez e erotic, greșește. Masajul tailandez e foarte dur. Scuze. Cu temperizoare. Masajul este o formă de terapie. Mai că vedeți voi, e o chestie de limită. Nu știu, nu pot să vă spun care e limita și unde începe greșeală. Plexul solar. Toată solar. Câmpul de protecție. Asta cade și după aia vă îmbolnăviți. Gripe, viroze, da? Și alte boli. Câmpul de protecție scade, după aia aveți accidente, nu știu, căzături, rupturi de... Mai întâi scade câmpul de protecție și după aia... Eu știu caz pe piață și îți duc ceva. Sau ai un accident de mașină. Automat aici pleacă energie fică. Splină, pancreas, stomac, posterior, rinichi, suprarenale, colonul transvers, da? Intestin, duoden, toate energiile pleacă de aici. Evident, dacă asta nu pleacă, nu funcționează bine, se pot bloca toate organele astea. Deci poate să-ți dea orice fel de boală. Atât de important e câmpul de protecție. Simplu fapt de a-ți face autotratamentul, îți crește câmpul de protecție. Dacă nu, faceți-vă carduri de plată, de abonament, la farmacie. Aveți opțiune. Opțiunea să fiți sănătoși, opțiunea să vă luați mai ieftin medicamente. Și mai nou, compensate. Depinde de voi. Eu n-am nimic împotriva farmaciilor și nici împotriva farmacologiei. Dar și-a depășit mult. S-a întins mult prea mult din cauza banilor care se câștigă și concernele farmaceutice știți că au finanțat război ca să testeze. Concerne farmaceutice care acum, mă rog, sunt în vogă, au finanțat inclusiv experiențele din lagărele de concentrare. Scuzați-mă, dar nu pot să le bag banii în ziua. Eu vreau să fiu cel mai prost pacient al lor. Că medicamentele sunt bune, sunt primul care spun. Medicamentele sunt foarte bune în boli acute. Dar nu în boli cronice. Perspectivă, orice medicament te distruge. Pentru că au reacții secundare. Știți bancul ăla cu... Ai fost la medic? Da. Păi de ce? Era bolnav. Trebuie să trăiască și el. Și ce ți-a dat? Nu are medicamente. Păi și ce ai făcut? A fost la farmacie. Și ai cumpărat medicamente? Da. Păi trebuie să trăiască și el. Păi și ce ai făcut după aia?
Ai luat medicamente? Nu. Păi de ce? Păi trebuie să trăiesc și eu. Încercați să folosiți medicamentele doar dacă este strict necesar. Deci, eu, știți ce mă sperie? Văd copiii din ziua de azi cu siropurile în geantă, cu tot felul de siropuri de tuse, de expectorații, de... Ați înțeles? Și ei le beau pentru că sunt bune la gust și fiind bune la gust, câteodată se îmbolnăvesc pe cea care să bea siropuri. Știți că copiii au talentul de a mima foarte bine. Și mimează simptome. Mimează simptome, somatizează special ca să. Când nu le convine ceva să îmbolnăvesc, când vor atenție să îmbolnăvesc, când vor să mănânce medicamente, să îmbolnăvesc. Da. Și părinții le dau. Foarte bine. Dar nu știm ce efect o să aibă peste nu știu câți ani. Și s-ar putea ca, mă rog, auzisem discuția în pază, apropo de copiii care ies acum, să fie rezultatul stupidității pe care au determinat-o medicația. Pentru că noi nu știm ce efecte secundare au medicamentele sau vaccinurile care se fac acum. O să vedem peste 20 de ani. Și o să zicem, wow! Spus că eu vă sfătuiesc ceva. Ca medic vă spun. Noi, ca țară, suntem și din păcate cu acordul colegilor mei medici folosiți pe post de cobai. Apropo de vaccinuri, apropo de toate astea. Să vă spun că am văzut în spital când a apăruse Zyprexa sau nu știu ce a apăruse. Și erau plătiți doctorii cu procentaj ca să dea medicamentele respective. Și problema era alta. Că medicamentele erau proaste. Asistentele nu erau cooptate și asistentele nefiind cooptate, ele nu le interesa că face doctorul studiu pe casă. O durea în plecă. Ea stătea noaptea cu pacientul, da? Și stând noaptea cu pacientul, ai evident că nu se liniștea de la nu știu ce medicament. Nu de la olanzapină. Și pe lângă faptul că a murit cândva, evident că ăla, dacă nu se liniștea, asistenta îi mai dădea niște medicamente plus. Ca să liniștească. Și venea doctorul Ghiuranță, doar asta dormise tun, că avea o doză de aer șoc. Ua, și nota. Medicamentul, pacientul răspunde foarte bine la medicament. Deci rezultatele erau eronate. Dar cei mai tragic este că suntem folosiți în continuare ca și cobai. Să zic că Uniunea Europeană nu ne-a luat pentru că ne iubește pe noi. Nu mai poate Uniunea Europeană de România și de poporul român. Și uite ce ne ridică în slăvi. Ne-a vrut ca piață de desfacere, ne-a vrut ca forță de muncă și ne-a vrut ca să facă experiență pe noi. Și pe aia accepta. Din păcate. Din punctul de vedere sunt deștepți greci. Cuvânt. Ar trebui să le facă Uniunea Europeană și să le dea în clanță ca la coasă. Și eu îi susțin. Credeți că dacă ne dă cineva afară din Uniunea Europeană, toată lumea zice, vai, ce ne se întâmplă dacă ne face? Ce să ne facă mai Uniunea Europeană? Ce mă, da afară de pe planeta Pământ? De când am intrat în Uniunea Europeană, s-a distrus tot. Ce mai rău am făcut? Că s-au hotărât ei să avem noi... Știți de ce avem Podgorii? Pentru că așa au hotărât ei. Nu o să se dea fonduri decât pentru ce vor ei. Și ei au hotărât că da, țara România e bună să facă vin. Faceți vin, mă, voi. Și acolo fondurile europene sunt 110%. Dar nu o să găsiți fonduri pentru ce nu vor ei. Adică, ca să fiu foarte clar, o să ne dea prin gură. Uniunea Europeană, ca să fiu ca un adevărat maestru. Și puteți să cercetați și să vedeți ce mai fac. Mi-a spus la suprafață supărării, cred eu. Nu, așa e, asta e realitatea. Dacă voi credeți, eu zic asta, bă, dar cum? Cum mă simt? Nu.
să n-am primit fonduri, n-am avut proiecte. Mă, dacă... Și văd o emisiune în care viticultura a primit 110%. Și știți cum e cu ăla cu un copil alb și un negru? Da? Nu știți? Unul în troleu. Stătea ce stătea făcea. Cum? Aia mă zi. Ăștia toți se uitau la ea, băi, nu știu mai ce. Mai stătea ce mai stătea. Cum? La un moment dat un polițist, domnule, nu-ți e rușine, vorbești urât în public. Domnule, iartă-mă, zice, știa născut nevastă mea și a făcut un băiat alb și unul negru. Dar polițistul, cum ai făcut? Așa și noi. Și eu mă întrebam, cum? Și văd asta cu viticultura și îmi spune, așa, așa. Și că s-au primit fondul 110%, de ce? Pentru că așa am hotărât ei. S-a hotărât ca România să facă numai anumite lucruri. Drept urmare, primim fonduri, în timp ce noi plătim în Uniunea Europeană, că noi plătim niște bani pe anual, Uniunea Europeană o să ne dea. Bun, plexusul ăla, revenim. Nu vă mai fie frică. Nu ne poate scoate nimeni din Europa. Nu ne mută din Carpați. Da? Și nici nu pot să trăiască fără noi. Noi suntem fraieri, să știți. Păi eu primul lucru pe care îl făceam când am plecat Nokia, dădeam foarte frumos în clipa asta, bă, cine mai cumpără Nokia, e un tâmpit. Când a dezasamblat linia și s-a dus nu știu unde, și v-au lăsat fără muncă și voi cumpărați Nokia. Eu n-aș mai fi cumpărat. Eu n-am Nokia. Eu, când trăiesc, nu mai cumpăr Nokia. Niciodată în viața mea. Pentru treaba asta. Clar. Dar așa sunt eu. Înțelegeți? Noi acceptăm. Noi le cumpărăm mașinile. Eu nu cumpăr mașina. Eu am mașină americană și mașină japoneză. N-am mașină țești. Am avut mașini franțuzești. După aia când am văzut cum fac, la revedere. Și acum am japoneză și americană. Sorry. Pare rău. Eu știu că singurul mod prin care pot să... cum să zic eu? Să sancționez este ce fac eu. Și eu am ales. În momentul în care tu te bași peste mine și peste politica țării mele, nu mai există. Nu poate obliga cineva să cumpără o mașină nemțească. Franțuzească. Noi suntem țiganii Europei. Da? Atunci cumpărați-vă voi mașina voastră. Dau mai mult. Chit că vreau. Știți ce mi-a plăcut mie la poporul japonez? Poporul japonez nu dă în străinătate mașinile cele mai bune. Tehnologia de ultimă generație. Ăia o să trăiască fără noi 1000 de ani. De ce? Pentru că știu să se aprecieze ca popor. Și iar pe ăștia din afară, noi, în schimb, ne căciulim la orice. Ceacă 2. Ceacă sexualități. De fapt, aici se găsește sinele când doarme, șarpele când ai, da? Unghiul inferior, omul este format din trei puteri. Da? Conștiința, sufletul, sinele. Triunghiul superior, divinitatea. Triunghiul mijlociu, tot divinitatea. Astea suntem noi. Deci când se spune că bărbații judecă cu ceaua sub centură, e un doză de adevăr. Bun. Și femeile prin ovare. Deci nu e echidistant. Adică nu sunt nici misogini, sunt echidistant. Asta e un adevăr. De ce? Pentru că sinele nu aici. Restul e de la Dumnezeu. Știți, toată lumea se confundă pe el cu sinele, cu conștiința. Conștiința sunt niște programe divine, e întreagă foveste. Aici suntem noi. În momentul în care chakra asta e blocată, automat există programe de sexualitate, de raportare la viață, naștere, Dumnezeu,
etc. Blocarea acestui centru automat scade libido, scade potența, scade mult. Da? Dar scade și sănătatea pe structuri. Pentru că 2-1, chakrele 1 și 2 reprezintă sănătatea la nivel fizic. Centrii 1 și 2 sunt foarte dezvoltați la sportivii de performanță. De ce? Pe la sportivii de performanță. Pentru că ei sunt sănătoși, nu de asta. Știți că sportul poate să înlocuiască multe dintre medicamente? Și când avem o cultură de genul ăsta? Acum 20 de ani, când făceam eu facultate, s-a făcut un program de recuperare a pacienților cu infarct de miocard. S-a făcut de, nu știu câți, 3.000 de medici, kinetoterapeuți, japonezi, americani, toate țările. De ce? Pentru că erau bărbați la 39 de ani care făceau infarct. Uf, din cauza muncii. Și am zis, bă, ce ne facem la 39 de ani? Nu, mi-e fără vârste. Deci el învață până la 25-29 de ani și la 39 de... moare. Sau îl pensionează. Ce ne face? Și am avut ăștia un program de recuperare care a făcut din bolnavii cardiaci alergători de maraton. La propriu. Și era o chestie, nu știu dacă la noi sunt, nici nu știu cum se mai face acum la noi, dar ăștia mobilizau bolnavul de infarct de-a doua zi. Făcea pe medicație și de-a doua zi îl puneam. Vorbirește-te, plimbă-te. La noi o săptămână trebuia să stai în pat pe vremea. Nu mai știu cum e. Și întreb ce de curiozitate. Pacienții ăștia cu infarct. Dumnezeu, dacă ar fi să trebuiască să alergați așa, monitorizare cu pulsometru, cu să vă urmărească cineva. Ați face-o? Cum să vă domnule? Ce să zică vecinii că-s nebun? Alerg de nebun pe stradă? Asta e mentalitatea noastră. Slavă Domnului, acum sunt din ce în ce mai mulți oameni care fac sport și care alergă. Și sunt foarte multe seri de sport. Dar să știți, apropo de deblocări, de complexe, de frustrări, de alergarea pe bandă, 15 minute, face mai mult decât 10 ședințe de psihoterapie. Nu se rezolvă problema, corect. Dar te deblochează și poți să vezi mai limpede după aia. Așa că învățați să faceți și sport. Sport nu înseamnă neapărat să alegi pe bandă. Sport înseamnă să te și plimbi, sport înseamnă să și faci o mare chestie, să faci și mulți. Da? Chakra 2. Față, spate. Evident, problemele de ovare, uter, polon, au ca și conotație lucruri pe care nu vrem să le schimbăm noi și care țin de sexualitate, de chestii de genul ăsta. Deci sunt între poziții cele mai folosite, ca să zic așa, în Qigong. Mă rog, la acolo sunt fiind polaritate, se ține stânga peste dreapta sau dreapta peste stânga în funcție de cum ești. Dacă ești bărbat sau femeie, Reiki, emițând pe lumina albă, o să le ții cum vrei. Și automat, până în mâine așa, se amplifică energia câmpului vital, se amplifică, deci, toate câmpurile. Când sunteți obosiți, când sunteți extenuați, când, puneți mânuțele aici. Da? Și o să vezi că vă schimbați starea de vitalitate. Și chakra 1, inghinal. Între anus și labia doamne, între anus și scrot la bărbați. Este chakra de împământare. Asta este un centru energetic foarte interesant, pentru că activarea acestui centru energetic, hiperactivarea lui, dă la copii ceea ce se cheamă sindrom hiperkinetic. Hiperkinetici, mare majoritate, sunt copii cu centrul ăsta energetic foarte activat. Asta înseamnă că sunt bolnavi. Asta înseamnă că pot fi transformați în sportivi de performanță. Asta înseamnă că au foarte multă energie. Evident că dacă pe unul de ăsta ar pui să stea 50 de minute într-un banc, că nu o să stea. Că mie e greu să stau într-o bancă. Dar pe unui copii. Unui copil. Problema este că la noi, din cauza politicilor foarte înțelepte a tuturor partidelor care au fost, că nu pot să zic că e unul mai deștept decât altul, s-au desfințat școlile sportive. Și ce s-a întâmplat? În loc să ai clase sportive, ai clase de hiperkinetici.
Ați înțeles că ea făcea mai mult sport decât ai la zic, că ai mototoi. Și eu eram, când eram mic, mototoi. Nu eram printre mototoi, nu eram printre sportivii de performanță. Și atunci ai mototoi și ai hiperkinetice. Deci ea ar putea să fie foarte bine la o școală sportivă și să fie foarte sănătoși. Dar, evident, cine are de câștigat? Hă? Firmele farmaceutice. Evident! Apropo de Plex, știi? Blocarea acestui centru duce automat la disfuncția ale pancreasului, care duce implicit la diabet. Bun, știți că pe vremea mea, băi, și sunt atât de bătrân, să zici că sunt bunicul, da? Pe vremea mea, glicemia avea niște valori. După aia, printr-un act, a semnat cineva, au scăzut valorile cu 10%. Și au crescut numărul de diabetici cu 100.000. Înțeleaptă, da? Foarte înțeleaptă chestie. Și acum aveți foarte mulți diabetici pe care îi plătim cine? Noi. Pentru că firmele de medicamente își iau bani de la asigurator, care își iau banii de la noi. Deci asta este o ghidușie care a fost făcută așa cu parafa doctorilor și s-au făcut 100.000 de bolnavi, cel puțin, printr-o semnătură. Și cu colesterolul la fel. Și cu colesterolul la fel, evident. Așa că obezilor și diabeticilor, care sunteți, asta înseamnă mizerie. Dom'le, n-aveți idee cât de bogată e țara asta, dacă se poate fura atâta din ea. Noi zice că sunt zeaci. Nu. Deci nu s-ar putea fura atât, dacă n-am fi bogați. Suntem foarte bogați. De-aia ți-e și furat. Aur este? Este. Bolneav este? Este. Bun. Și apoi, depinde unde mă doare. Mă doare o mână, o mână. Mă doare fiecare pe cel doar. Ideea este, aceste 5-10 minute să faceți. Eu vă spun, ideal este să faceți zilnic. Oricât vi s-ar părea de ciudat, eu îmi fac. Bine, eu nu mai fac la nivelul ăsta. Eu de obicei stau la televizor, știți? Pe 6 și pe 2. De ce pe 2? 2 amplifică câmpul vital, 6 îmi rezolvă problema de ce vine pe capul meu, îmi zic mulți de bine și de dulce, și automat mă curăț și mă încarc. Imaginați-vă că aceste gâmpurile voastre sunt ca un balon, da? La un moment dat, balonul ăsta e atâtica. Și restul corpului este în afara balonului. Se distruge restul, nu? Ei, când cum mergea, se umflă. Și automat, la un moment dat, sunt în mijlocul balonului. Sunt în mijlocul câmpului meu. Țin mâinile aici, e ca și cum mi-aș umfla balonul ăsta. Îi fac distensia câmpurilor și automat mă curăț. Bun. Vă dau pauză. Zece minute pauză. Te uiți de curiozitate dacă mi se vede capul. Ok. Da? Da. Aici? Ia vezi aici. Și aici, dar ești la limită. La limită. Bun. Aici. Bun. Haideți să vorbim un pic despre curățarea simbolului. O paranteză. Pentru cine este ultra-ortodox? Că am ieșit de ăștia. Știți, doamne, noi recunoaștem că reichiul e bun, dar noi nu vrem să folosim simbolul pe grec. Da? Și atunci, noi vrem să folosim doar crucea. Eu n-am nimic împotrivă să folosiți doar crucea. Și atunci, vă activați palmele cu ajutorul crucii. Faceți crucea în palme și spuneți voi ceva. Doamne, se Hristoase, prin Dumnezeu, miește că e un păcătos. Vorbesc foarte serios. Sunteți botezați. Că sunteți catolici. Că sunteți ortodoxi, sunteți botezați pe simbolul crucii.
automat aveți acces la nivel de cel 10 prin intermediul crucii, pentru că e sfințită de Hristos care a murit pe cruci și a sfințit cu sângele Lui crucea. Vă e clar de ce e crucea sfântă? Ea a fost sfințită de Mântuitor. Și atunci puteți să folosiți doar crucea. Și puteți să folosiți în cazul în care aveți nevoie, da? Și credeți numai, absolut numai simbolul crucii. Activarea palmelor. Da? Avem palmele activate. Am activat așa. Acum facem protecția personală, curățarea și protecția personală și vă explic ce se întâmplă. Și voi faceți palmele. Și o curăie pe centrii energetici. Da? Haideți. Pe toți centrii, da? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și pe umeri. De ce pe umeri? Pentru că în umeri sunt centrii energetici pe dreapta ai voinței, pe stânga a sensibilității, a iubirii, a blândeții. Deci automat trebuie să înțelegeți că centrii ăștia se blochează, o să vă vină oameni, sau o să vedeți oameni care au dureri de umeri. Ăștia, sigur, au supărări pe anumite persoane. Pe soți, pe părinți, pe copii. Sau sunt supărări ale altor persoane pe ei. Și apar durerile de umeri. Dar aceste dureri de umeri blochează voința sau capacitatea de a iubi. Da? Și atunci se face și o durere și pe umeri, special ca să deblocheze centrii ăștia. După aia, pentru posterior, că avem proiecții dorsale, da? Pot să-mi imaginez că fac 7 șocurei și 2. Și să-mi imaginez că se duc în spatele meu. De ce? Pentru că simbolul se duce acolo unde este intenția mea. Dacă eu îmi doresc să ducă simbolul ăsta acolo pe perete, se va duce. Pentru că simbolul, lumina, urmează intenția mea. De ce? Pentru că sunt inițiat. Ca inițiat înseamnă că am voie să direcționez energia, lumina, acolo unde vreau eu, unde e intenția mea. De asta e foarte importantă, intenția. La nivelul superior nu o să mai aveți nevoie de simbol. O să folosiți doar intenția. Și conectarea la sursa de lumină. Da? Bun. Și o punem pe centru, energetic. După aia pot să fac simboluri în coroană. Seheki, dublu. Daikomyo. Simbolul de maestru. Da? Pot să folosesc simbolurile din Shika So, chakra gâtului pentru comunicare, Shika Seiki, pe chakra inimii, simbolul de inimii. Pot să folosesc simbolurile din Karuna, zona. Da? Heart. Unii zic să nu folosești Rama în coroană, ca și cum Rama este, cum să vă zic eu, în capul nostru n-ar fi și pălării. Folosi și Rama pe chakra coroană, că nu e nicio problemă. Avem gărgăuni și în cap. Gărgăunii din cap pleacă din alte părți. Da? Rama pe tălpile de la picioare. Rama față, spate, stânga, dreapta. Da? Când folosesc zona și hart în chakra coroanei, vine o energie care mă îmbracă și e foarte utilă în protecție. Da? Pur și simplu, vine o lumină care mă îmbracă ca și comandie. Și atunci sunt protejat. Am primit întrebarea dacă eu mă protejez energetic. Nu. Nu mă protejez. De ce? Pentru că eu am o protecție care este de la Dumnezeu. Da? Și atunci orice atac este deviat. Și e foarte important să vă dobândiți această protecție de la Dumnezeu. Dar până nu ajungeți să o aveți pe aia, e bine să o faceți voi, cât ești în plăți karmice, trebuie să ți-o crești. Da? Eu nu mă protejez pentru că asta mă împiedică să relaționez cu oameni, cu pacienții, cu elevii mei, cu maestrii, cu ceilalți. Dar să nu credeți că și eu, la începuturile mele, mi-am făcut această protecție tocmai ca să nu fiu vulnerabil la karmă, plăți karmice, reacționarea cu ceilalți. Da? Bun. Ce mai pot să fac? Meditația în mișcare. După ce mi-am făcut
tot, nu știu, opreai pe toți centrii energetici. Poți să faci meditația mișcare. Dai comiu, usui, simbolul de maxim, la nivel de chakra 4, aici se deschide o poartă, un canal de lumină, către sursa de lumină, către celălalt. Și de aici ai o lumină. Dai comiu, dai comiu, dai comiu. Dai comiu, dai comiu, dai comiu. Și ai iau, dai comiu, dai comiu, dai comiu. Și adun tot ce e negativ în mine la nivel de chakra 2. Și după aia, iar iau mine. Îmi declar prezența divină aici, pe pământ. Îmi declar prezența divină aici, pe pământ. Îmi declar prezența divină aici, pe pământ. Și deja, asta este un meditația de mișcare este utilă și pentru protecție, și pentru curățare, și pentru încărcare. Puteți să faceți de N ori pe zi, deci nu se supără nimeni. Este foarte utilă pentru încărcarea voastră energetică. Bun. Ce mai pot să fac? La nivelul cel mai simplu și care este de la cel mai mic până la avansați. Încărcarea cu lumină, da? Am ridicat brațele în sus și mă rog. Să știți că asta nu este de acum. Este de pe vremea lui Moise. Moise avea o luptă. În momentul în care ridica mâinile, evreii învingeau. Când le îi cădeau, evreii pierdeau. Și atunci fratele lui Avram, da? Aron, așa e. Aron și încă unul i-au ridicat mâinile și l-au ținut până când au învins evreii. Deci este o formă să-mi iau lumină de la Dumnezeu. Ideea este în felul următor. Lumea nu înțelege cum este cu lumina asta. Duhul Sfânt, pentru cei buni, este porumbel. Pentru cei rei, este vultur. Și asta înseamnă transformare. Deci, aceeași lumină, pentru tine, dacă ești bun, se transformă în bine, și pentru cineva care este rău, se transformă în rău. Știu că nu vi s-a spus treaba asta, dar trebuie să o înțelegeți. De asta nu înseamnă că Dumnezeu e pentru unii mumă și pentru alții ciumă, ci că fiecare are ceea ce merită. Și ideea este să ajungeți la nivelul la care deasupra voastră să coboare porumbelul. Ăla nu vine pe capul vostru dacă acolo e un cuib de șerpi. Nu stă. În momentul în care aveți sufletul curat și bun, lumina care vine pe voi se transformă în porumbel. Iar cei care sunt răi ca fond, se transformă în vulp. Asta înseamnă că este atacat. De asta e percepția greșită asupra luminii de către unii. Nu e vorba că e lumina rea. Nu. Ci că fondul lor nu este atât de bun pe cât cred ei. Okay. Evident, în... există mai multe sisteme de protecție. Aici sunt și amestecat. Și ele, și maestri. Și cursant de grade mici, și maestri. Mai am. Invoc coloana de lumină a Arhanghelului Mihail. La ce făceam? Coloana de lumină care mă învăluie, galben albăstruie, care mă protejează. Mai este flacăra argintiu violeta lui Saint Germain. Să știți că flacăra argintiu violeta lui Saint Germain nu este de vibrație foarte mare. Este de H54. Adică, ținând cont că Daikomi este la nivel 81, vă dați seama că energia unui maestru Reiki este mai mare decât a unui a cuiva care folosește flacăra argintiu violetă. Dar sună exotic, așa. Nu, s-a îmbrăcat pe flacăra argintiu violetă. Da. Sunt al flăcării argintiu violete cu toată ființa mea, sunt puritatea pe care Dumnezeu o dorește. După aia mai am, ca și curățare, sfera lui Melchisedec. Mai am, la Grand Master. Intrarea în Daikomi. Intrarea în Daikomi este foarte simplu, să știți că poate fi practicată. Nu știu dacă poate să fie practicată de maestri Reiki de la început. De ce? Pentru că... imaginați-vă o clădire. Da? Vedeți o clădire. Cu multe etaje. Cu 10 etaje. Da? Și parcurs urcă un lift. În momentul în care fac un simbol, eu îmi iau lumină de la fiecare etaj. Evident că dacă sunt la parter și vreau să-mi iau lumină de la nivel de cer, ori îmi iau lumină de sus. Aici nu o să... nu sunt pe palier la etajul 10. Sunt aici, jos, la nivel de cer. Nu, dar pot să-mi iau lumină de la etajul
8 de la Daikon. Ei, în momentul în care se face la Grandmaster intrarea în Daikon, înseamnă că eu deja am voie și am acces la nivel de cerob. Am făcut Daikomyo, am intrat și deja sunt cu tot corpul la nivel de cer 10. Deci relaționez cu la nivel de cer 8. Deci relaționez cu entitățile de la nivel de cer 8. Este cu totul altceva. Da? Gândiți-vă că Mihail e la nivel de cer 3. Gabriel e la nivel de cer 5. Rafael e la nivel de cer 7. Deci dacă mă duc la nivel de cer 8, este un pic mai sus. Dar nu sunt la nivelul Metatron, care e la nivel de cer 9 și ceva, 10. Adică mai e o pică de mâncat până acolo și apă pe cibin de dus. Până când ajunge acolo. Dar vă spun în perspectivă. Eu vă doresc să ajungeți acolo. Ok? Sunt preoți care simt. Odată am ajuns la o mănăstire. Și erau mai mulți preoți cu har acolo pe lugări. Atât de cu harul cât i-au mutat acolo, evident. Pentru că la ora actuală toți preoții cu har i-au luat biserica și i-a zburătăcit. I-a mutat pe unde a înțărcat, știți cum, iapa. Și ajung acolo, omul spovedise, făcuse toate. Dar știți cum sunt oamenii? Oamenii nu au. Și cei care o să devină terapeuți, oamenii nu au chestia asta. Bă, omul ăsta mai poate? Nu. Fă-mi și mie slujba acum. Și ăsta era varză. Și coanele cu care eram, nu, ca să ne facă părintele slujba. Și ăsta drăguțul de hai să vă fac slujba. Și am băgat într-o bisericuță de era Biserica Amelia. Și ne-am pus în genunchi. Ne punea patrafirul pe cap și când stăteam așa, zic, mă, hai să-l ajutăm pe nenea asta. Și deschid sursa de lumină, și fac simbol, și în timp ce el se ruga, îl încarc. Și termin slujba. Se uită la mine și zice, mă, tu ești cu un picior în rai, ai grijă. Ai grijă, ce faci? Da. Dar simțea. Era... simțea cum e treaba. Sunt și preoți deja. Slavă Domnului. Dar o să-i găsiți până nu așteptați. În niciun caz în parohiile foarte bogate. Că nu prea dau și plătiște. Și ne dăm și plătiște. Lor li se dă parohia cea mai sară. Dar o să găsiți foarte mulți oameni acolo. Lângă ei. Bun. Haideți să facem curățarea camerei. Curățarea camerei. E foarte important să vă învățați să vă curățați. Biroul vostru, camera voastră unde dormiți, locul unde stați. De ce? Pentru că faptul că stăm foarte mult într-un loc ne modifică vibrații. Evident că dacă stau, ia imaginați-vă că stați într-o cadă cu apă rece. Cum veți fi dacă stați acolo o oră? Pierdeți. Da? Așa. Imaginați-vă că stați într-o apă termală. Cum veți fi când veți ieși de acolo? Ei, cam așa e și cu vibrațiile. Și cu energiile. Dacă stau mult în vibrație înalte, automat vibrația mea se va schimba. Corpul are această inerție. Nu se schimba. Nu a schimba vibrația. Dar vibrația înaltă înseamnă sănătate. Vibrația joasă înseamnă boală. Schimbarea vibrației rapid înseamnă boală. Deci trebuie făcută în ritm lent. Da? Și atunci, alimentația. Curățarea alimentului să o facem. Apa. Curățarea apei și schimbarea vibrației. Dar și locul unde dorm. Cât timp dormim? Cel puțin 6-7 ore. Deci noi stăm 6-7 ore într-un loc. Păi dacă 6-7 ore stau la vibrație înaltă, în fiecare zi, credeți că are vreo influență asupra corpului meu? Absolut da. Credeți că dacă în fiecare zi ascult muzică de vibrație înaltă, Metallica, AC/DC, Queen și manele, o să-mi schimbe vibrația? Evident, da. Și atunci,
Dacă îmi pun o muzică de vibrație înaltă, asta se bazează în meloterapia. Meloterapia se bazează pe faptul că muzica este de vibrație înaltă. Și omul respectiv se duce și stă într-o clinică în care, în fiecare moment, e muzică, nu de la balul bobocilor, și muzică de terapie, și automat ce se întâmplă? Entitățile negative nu pot să stea în momentul în care există muzică de vibrație înaltă, că nu pot. Imaginați-vă ce muzică nu vă place vouă. Cât timp ați rezista să stați într-o muzică în care nu vă place? Indiferent ce e. Să zicem, nu la toată lumea le place muzica simfonică, da? Ei, cât timp ați rezista să ascultați muzica simfonică? Sau, nu vă place, nu știu ce, Bach sau Wagner. Dar Wagner nu e de vibrație înaltă, mă rog. Deci nu vă place așa ceva. Automat o să fugiți. Așa sunt și duhurile și entitățile negative ale boilor. Ele plac în momentul când apare o vibrație înaltă. La un moment dat împărțeam cabinetul cu Rizva Rusu și mă duc la cabinet și toți pacienții erau lați așa pe canapele și de dincolo de la Rizva se auzeau din cabinet clopote tibetan. Nu știu dacă știți. Care sunt de vibrație foarte mare. Deci mai mare decât vibrația bisericilor ortodoxe. Ăștia au, nu știu, mii, da? Clopotele aia tibetane. Și ăștia, domnul doctor, vă rugăm, duceți-vă și opriți muzica. Că noi nu mai rezistăm. Mă duc, Riza, n-am beau vesel. Ce faci? Bine! Și cu muzica asta ce e? Mie îmi place. Păi da, dar sunt morți ei la timpul. Imaginați-vă că ai o pisică sau un cățel și că emis pe ultrasunet sau urcă pe pereți. Ei, cam așa sunt melodiile de vibrație înaltă, foarte înaltă. Și atunci, corpul trebuie obișnuit, omul, spiritul trebuie obișnuit cu vibrația înaltă. Pe măsură ce crește vibrația, te abochi de energiile cele mai înalte divine. Toate energiile sunt divine. De jos până sus. Numai că la diferite niveluri sunt entități. Există entități de vibrație joasă, există entități de vibrație înaltă. Dar paleta asta de vibrație, toată este a lui Dumnezeu. De la întuneric până la lumină. Bun. Curățarea pereților. Simplu, să zicem, orice curățare de pereți, orice de camere, orice exorcizare. Mai nou, acum am întrebări de la copii de genul. Există case vântuite? Că văd Scooby-Doo și, mă rog, tot felul de fantome. Unde există fantome. Există morți care se plimbă. Există vampiri. Deci, în zonă, întrebări poate să-mi pun un copil de 5 ani. Asta, da, există vampiri. Și e adevărat că mănâncă sânge. Da. Nu mai avem alba ca zăpadă, cu vrăjitoarea, cu mărul. Avem vampiri. Bun. Deci, toate, inclusiv curățările și exorcizările de case, încep la fel. Da? Șocurei pe pereți. Tavan, odea. Sehechi, pereți, tavan, odea. Dai cum eu în mijlocul camerei. Hart în mijlocul camerei. Ramă, colțuri, zona, colțuri, da? Pot să mai aduc floacă de argintiune, deci aprind niște lumânărele în colțurile camerei și acolo invoc floacă de argintiune a lui San Germain, da? Și asta o imaginez cum crește până când umple toată camera. De ce deschid? Când fac sehechipe, vreți deschid special ca să plece entitățile. Vă dau un exemplu. N-ai voie să rănești nici măcar spiritele malefice. Că sunt spirite malefice, sunt spirite supărate, sunt demoni. Prima oară, negociezi. Adică, ni se spune care este voia lui Dumnezeu, domnule, e timpul să pleci, să-ți vezi de care ta la ala. De-abia după aia, dacă nu se supun, ai voie să. Pentru că folosirea simbolurilor, caruna, de exemplu, când folosești zona, hal
și Rama, înseamnă că deja ai invocat entitățile la nivelul arhanghelilor, care atacă direct. El nu stau să gândească să stea de vorbă cu ăla. Ei nu sunt mediatori. Când a zis Rama, a venit soldatul, hați, căpătă la jos. Exorcizările sau curățările astea de casă se fac în post negru. Pentru că altfel nu au putere ție respective și șoferă și voi. Dar de obicei eu la curățări de case, la, mă rog, case mai speciale așa, trimit oameni care știu și sunt pregătiți, adică au niște ani în spate de experiență. Pentru că, mă rog, acolo întâlnesc și alte chestii care nu sunt foarte drăguțe. Da, acum e vorba de casa voastră. De ce vine. Și vreau să mai spun ceva. În fiecare familie a murit cineva. Oamenii respectivi nu întotdeauna au fost pregătiți să moară. Și atunci, mulți dintre ei, să știți că le îngăduie Dumnezeu să rămână ca înger păzitor ai familiei respective. Deci rămân pe lângă familie. Și atunci încep. Și oamenii se sperie. Așa sunt aia care îți mai dărâne o carte din bibliotecă, îți mai mută lucrurile. Dar ei, de fapt, ce vor? Să-ți demonstreze, bă, vezi că e ceva pe partea elaltă. Ai grijă. Să nu faci ca mine. Așa au voie. Deci, prin orice mijloc, mă rog, sunt totuși niște mijloace îngăduite și trebuie să vă îndrume pe care v-ați spus spirituală. Și atunci nu se pricep la foarte mult. Și încep să facă gestul pe care făcea altă dată. Adică, la un moment dat, un coleg de-al meu de facultate avea două cățeluri și două bărăguțe. Și a murit fratele meu. Și blocat. De ce? Cățelușele dormeau pe un canapea. Când îl iubeau foarte mult pe frațul. Când era frațul acasă și stătea pe canapea, cățelușele dormeau de-a lungul. Lângă el. Când nu era acasă, cățelușele dormeau de latul. După ce a murit vreo 40 de zile, ele au dormit de-a lungul tot timpul. Ca și cum cineva i-a răbat. Câinii, animalele, sunt foarte sensibile la spiritele morților. Moare tatăl unui amic de-al meu. Și nu-l cunoscusem, dar el e un foarte bun maestru de-al meu. Și întâmplarea face că eu am fost aproape de el când am murit taică. Și era și mic pe vremea aia și nu întâlnise nici moartea, nici o întreagă poveste la 20 ceva de ani să-ți moară cineva apropiat, nu e așa ușor. Eu eram mai trecut prin asta, așa că am fost lângă el. După ce am murit Iisus, ne-am trezit cu el în casă, la mai. Ei, câinele meu, ăla din, care știți voi, în cartea de Reiki, deci a stat 40 de zile drepți în fața bibliotecii. Da, pentru că el stătea lângă mine, că mai avea el niște frăzi de făcut și atunci îl ajutam și eu și fiul, că nu-și plătise tot la prins moartea nepregătit. Și în alea 40 de zile, are sal meu, deci nu vă, deci niciodată n-a stat în șez atât de frumos. Deci statuie, zici că e o statuie de aia, egipteană. 40 de zile. Și îi spuneam, pleacă de acolo. Se ducea, mânca, se așeza în acea joc. Se ducea, mânca, se așeza în acea joc. Are sensibilitatea asta la spiritele mulți. Și trebuie să învățați să fiți atenți la treburile astea. Nu să vă speriați. Morții sunt spirite care au trăit. Vreți, nu vreți, va trebui să vă obișnuiți și cu ideea de moarte. Vreți, nu vreți, Reiki-ul transcende și moarte. O să aveți nevoie și o să puteți să accesați energie și pe partea cealaltă. O să țin cursul și pe partea cealaltă. Pentru cei care nu reușesc să asimileze în viața asta, o să am o sală mare după care. Și mă gândesc că îmi place sala asta. Cred că imaginez o sală de genul ăsta. Mai că nu îmi pun oglinzi decât într-o singură parte. Adică
și pun tablouri pe toate părțile. Tot așa cu camerele. A, poftim? Și tot așa cu camerele la vedere? Dacă ar putea să transmită direct pe pământ, da. Mă rog, vedem dacă o să avem tehnologie. Să transmitem direct de pe lumea ailaltă. Transmisie poate este recepția mai greu. Ar fi o idee. Să lucrăm la chestia asta. Bun. Deci curățarea camerei. E foarte important să vă faceți. Bun. Energizarea apei. Am un pahar. Da. Mai am un pic, dar nu-i problemă. Simplu fapt de a ține între palme îi schimbă structura. Deci nimic nu vă împiedică să studiați. Nimic nu vă împiedică să vedeți efectele Reiki-ului. Efectele Reiki vreau să o par. De exemplu, urmează Sfântul Andrei, da? Da. Bun. De Sfântul Andrei, faceți următorul experiment. Luați grâu, cantități egale, pan, pan, și puneți la încolțit. În vase identice, cu vată identică, cu apă identică. Sau, la una, la una folosiți apă energizată, la una apă de la robinet. Și vedeți efectele. Deci nimic nu, cum să vă zic eu, nimic nu poate să vă schimbe credința, să știți că vine din experimentare și din cunoaștere. Toată lumea bate moneda pe credința apostolilor. Bă, dar apostolii ăștia au stat 3 ani jumătate lângă Mântuitorul. Zi de zi au fost acolo. Păi gândiți-vă, simplu fapt că stai lângă Mântuitorul 24 de ore din 24, că mănânci cu El, că stai de vorbă cu El, că te rogi cu El, ce produce la nivel de structuri? Schimbă tot la nivel de structuri. Da. În cina cea de taină, nu să dea un sufletul lui, da, în toate energiile lui, nu s-au împărtășit de toate energiile lui, nu-ți schimbă tot în tine. Ba da. Clar. Și atunci, ei au avut posibilitatea, au fost la o școală. O școală care a durat 3 ani jumătate, în care au învățat să înțeleagă textele sfinte, au învățat tainele Duhurilor. Exemplu. Zice, le eșuează, apropo de eșecuri. Băi, și apostolii au avut eșecuri, știți? La un moment dat, vine un tată și spune, dar pentru ce o cincizită n-au putut să scoată Duhul din băiatul meu? Bă, au avut eșec apostolii, dar nu vă zice nimeni. Și ce spune Hristos? Băi, o, puțin credincioșilor, oare voi nu ați înțeles că acest soi, măi, soi de Duh, doar cu rugăciune și post, iese? Deci erau soiuri de Duhuri. Și la fiecare soi de Duh trebuia să faci ceva. Deci aveai boala și aveai remediu. Aveai boala și aveai antidotul. Și ei, mă rog, mai săraci cu Duhul, n-au înțeles că acel soi de Duh ieșea într-un anume fel. Imaginați-vă că au fost oameni și că au avut lipsuri. Că au fost oameni și au învățat. Că au fost oameni și au ajuns apostoli. Erau pescari. N-aveau școală. Doar Matei și cu Ioan aveau școală, mi se pare. Deci erau, vă dați seama, stau să mă gândesc cam cum era, dar mai am și eu pe-ai mei. Și am o doamnă. Nici acum nu știe simbolul Reiki. O cunosc de vreo 7-8 ani. N-a putut să le învețe. Mă, dar femeia asta când pune mâna pe un pacient, am avut un pacient cu tumoră de os. Una dintre cele mai nasoale tumori sunt tumorile de os, mostosarcom. În 2 săptămâni a pus mâna aia pe el și a dispărut. De ea nu poate, mă sună. Auzi, Dragoș, dar ce trebuie să fac? Zic, femeie, tragi din gură, pune mâna acolo și lasă astea, că astea-s pentru ăștia ca mine. Tu pune mâna! Sunt oameni care sunt dotați de la Dumnezeu, n-ai ce să le fac. Eu sunt format, învăț. La mine e școală. La ea,
Arta. Har. N-ai ce să faci. Bine. Are peste 60 de primăveri. Nu mai are alte activități extra. Și evident că este mai curată. Plus că i-a dat Dumnezeu și are de toate și mult peste. Are vreo două fabrici. Și ea moștenit. Și ea face terapie așa, din pasiune. Evident că nu are de ce să ia bani. Deci nu o dat seama, e altceva. Numai că noi mai trebuie să formăm și un sistem care să fie adaptabil lumii. Știi că mai zic cu unii de ce iau terapeuții bani. Păi, știți, nu îți plătește nimeni întreținerea. Adică... Nu putem să fim ca și Hristos. Adică aș putea, dar mă gândesc că drumul de la București la Sibiu pe Măgar... mi-ar lua ceva. Așa că fiecare om trebuie să adapteze momentului vieții lui. Credeți că Iisus n-a plătit dări la stat? În momentul în care a zis, dați cezarul și al cezarul, ce al cezarul și Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, e clar că a plătit și el impozite. Îl vedeți pe Hristos plătind impozite, că era întâmplat. Sau credeți că pe el l-au ocolit romanii? Nu. Eu cred că le-a plătit. Deci era integrat. Credeți că munceam o cap cât a fost întâmplat? Da sau nu? Nu. Haideți, mă. El primea de la Duhul tot. Evident că nu muncea munca. Și l-a înțeles că totul trebuie plătit. Și l-a înțeles că totul trebuie, că munca trebuie făcută. Și l-a înțeles că asta este lumea asta și că trebuie să ne manifestăm conform lumii astea. Și astea sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem și noi. Că trebuie să plătești pentru, că trebuie să fii plătit pentru, să nu-ți fie teamă nici să dai, nici să iei bani. Aveam o maestră, nu o să spun unde, când prea vă dați seama, dar nu e de aici, e din alt oraș, și o punea să strângă bani. Murea. Făcea. Deci când lua bani, ziceai cu arde. I-a trebuit vreo 5 sau 6 ani să se schimbă. Și m-am văzut. Că acum, cum îți dai seama? Ei, cu ei mână niște bani. Și i-am trebuit să-i las niște bani. Ultima oară când ne-am văzut pentru nu știu ce. Și am vrut să văd ce reacție are. Și nu am mai avut reacție. Dar așa mă. Ziceai că-i jar. Și așa stai seama de cum pune un om mâna pe bani, îți dai seama de relația lui cu bani. De cum ține bani. Și până și asta trebuie să ne schimbăm relația noastră cu bani, relația noastră cu lumea, relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu... Rechiu nu înseamnă numai să punem mânuțele pe noi. Rechiu înseamnă că lumina o să vă scoată la suprafață bubele voastre. Și asta se referă la orice. La relația cu sexul opus, la relația cu sexul din care faceți parte. Relația cu copiii, relația cu părinții, relația cu... M-am împăcat eu cu Biserica Catolică. Aveam un cui împotriva ei. De altă dată. Și... Că trec toate. Da. Trebuie să învățăm iertarea. Trebuie să înțelegem de ce s-au întâmplat niște lucruri. De ce ni s-au îngăduit niște lucruri. Și asta face rechim. De ce? Pentru că am observat o chestie. Voi nu știți să vă folosiți de ghizii voștri. La un moment dat îi întreb. Chiar. Credeți voi care de ghizii voștri?
Dar nu mă interesează să-i vedeți, că dacă îi vedeți e simplu. Mă interesează să-mi spuneți cam cum credeți voi că arată ghizii voștri. Ca oamenii. Sfere. Sfere? Înalte. Deci până acum toți aveți dreptate. Poți să fie și sfere, poți să fie și îngeri, poți să fie și oameni. Dar într-o dimensiune pot să arate ca o sferă. În altă dimensiune, pentru că aici se pune problema de modul de unde îi privești. Deci, la un anumit nivel, dacă îi privești de la un anumit nivel, ei pot să aibă formă de sferă. Corect. Dar de la un alt nivel, din altă dimensiune, ei pot să aibă formă de oameni. Pot să aibă ambele valențe. Bun. De ce e foarte important asta? Ca să înțelegeți cu cine lucrați. V-am povestit cum am jucat eu cu... Mă duc la o... la Media Galaxy. Și la Media Galaxy căutam o casetă, căutam Călăuza lui Tarkovski, care vreau să o dau unui preot, care e prieten. Știam că își dorește să vadă Călăuza și am zis, hai că mă vede. Și mă duc și cum e standul ăla la Media Galaxy, era un părete de la mare, îi zic la dumne, aveți Călăuza lui Tarkovski? Și ăsta zice, vedeți că nu uit pe calculator. Dom'le, avem una. Dar să nu o pune și mă duc și era peretele pe stânga. Și mă duc și zic, e asta. Dar care tipul face ochii mari și gândește. Ăsta își bate joc de mine. Dar adevărul e că nu o văzuse și a făcut exact așa. De ce? Pentru că există un moment în care poți să lași ghizii să se manifeste prin tine. Și atunci, așa este și în Reiki. Mâinile mele să se duc acolo unde este mai multă nevoie de vindecare, de lumină, de sănătate. De. Și atunci mâinile tale să se duc acolo unde are omul mai multă nevoie. Ei, în momentul în care ți-ai pierdut cheile, sau mai știu eu ce, bine, e greu să intri în starea asta. De ce? Că dacă ți-ai pierdut cheile, începi să te enervezi. Și ai ieșit din Dumnezeu. Nu mă chef de ghid, nu mai ai înțeles? Aia e problema. Să reintri în stare. Să reintri în Dumnezeu. Ideea este, noi ieșim din Dumnezeu din cauza stărilor noastre. Și trebuie să ne învățăm să stăm în Dumnezeu. Da? Și stăm în Dumnezeu racordându-ne la o stare pe care am avut-o. Și atunci, în momentul în care sunt în stare și cu mâna, tu am luat. Care din bibliotecă, aia. Asta este, de fapt, starea alfa. Asta este starea care se face prin răirea respirației, prin închiderea ochilor, prin. Și asta e starea. Și în momentul respectiv, las ghizii să manifeste prin mine. Și pot să las ghizii să manifeste prin mine prin multe domenii. Pot să las ghizii să manifeste prin mine când gătesc? Da! Pot să las ghizii să manifeste prin mine când scriu? Da. Absolut. Hai să vă spun cum scriu eu cărțile. Că, mă rog, niște confrați de-ai mei, când am scris, am făcut o terapie pe un atac de panică și s-a rezolvat. Și Ima s-a dus la doctorița ei, care a tratat de nu știu câți ani, și a fost cartea în brață și a zis, ia pune mâna și învață că... Și tipa doctorița întreabă, dacă ți-a n-a rezolvat ăsta? Păi zice, pe lumea aia, 35. Înseamnă că i-a scris cineva cărțile, prea tânăr să scrie. Bun. Ideea este cum fac eu. Eu scriu brut. Cum îmi vine mie în momentul respectiv. De obicei sunt încărcat negativ. Da? Și e cu de toate. Adică e cu sare și piper. Aia este versiunea necenzurată. Dar versiunea necenzurată nu prea îi place lui șef. Că de. Și atunci chem ghizi. Hai cu acela corectora finală. Și încep să, deci, las cartea și după aia chem ghizii și o trec prin filtrul lor. Și scot. Și pe ghizii. Ce e negativ. Și atunci poți să te ajute în orice. Poți să te ajute în relație cu un copil, poți să te ajute în relație cu pacienții, poți să te ajute în relație cu șefii, alea. Ghizii te pot ajuta cu un singur amendament, să-i lași. Dar e cel mai greu pentru că a lăsat ghizii să se manifeste prin tine
înseamnă ce? A renunțat la control. Și asta e cel mai greu, pentru că noi suntem obișnuiți să deținem controlul. Noi facem, noi dregem, noi suntem miezul. Ei, ori a lăsa ghizii înseamnă, de fapt, ce? Asta este renunțarea la sine. Renunțarea la ego. Și conectarea la Dumnezeu. Conectarea la Dumnezeu face să te manifesti în Dumnezeu. Oricare ar fi manifestarea asta. Pentru că manifestarea asta poate să fie și să dărâm tarabele, să și să vindeci. Deci nu credeți că manifestarea lui Dumnezeu înseamnă eu mor de drag când mă văd mesajele de pe Facebook despre iubire. Mă umplu de respect. Mă duc și mănânc niște castraveți în braț, mă întorc. Mai mănânc niște semințe sărate, mă întorc. Mai mănânc o portocală, mă lămâie. Și pot să citesc. Bun. Haideți să vorbim despre întrebări. Da. Cum faci diferența între gândul tău și gândul venit de la Dumnezeu? Păi, unu. În primul rând trebuie să știu foarte clar care sunt eu. Și eu fac, există mai multe metode să-ți dai seama care ești tu. Da? Dar, ca să-mi dau, gândește-te. Cam din câte părți poate să vină gândul. Este gândul tău. Sunt gândurile pregândite. E îngerul, e demonul, e Dumnezeu. Sunt gândurile celorlalți. Ai înțeles? Gândurile pregândite sunt gânduri care s-au gândit de milioane de ani și care sunt ca o mare în jurul nostru. Și de multe ori, multe din gândurile noastre sunt pregândite de alții. Și atunci eu trebuie să ajung la mine. Una dintre cele mai bune forme de a ajunge la tine e postul negru. Dar la ce manieră? În postul negru de 7 zile, care se practică prin mănăstiri de Sfintele Paști, după ziua a treia, încep să se epuizeze câmpurile. Tam, tam, tam. Că asta se întâmplă în post negru. Îți epuizeze energiile. Și atunci cine rămâne? Doar tu. O altă formă este să te rogi. Când te rogi, asta se mă refer la cei treziți. Că dacă nu-i trezit, de rugat să roagă Îngerul Păzitor, că se mai întâmplă la cei cu Alzheimer, știi? Mi-e place de ăștia. Spui, Domnule, zic, n-am ce să fac pentru asta, oricum e ateu. Cum, Doamne, să fie ateu? Că mama, tata se ducea la biserică și la spărgea ușa bisericii. Nu! Spărgea ușa bisericii, dar spărgea ușa bisericii cu ducea Îngerul Păzitor. Dar la s-a plictisit și a zis la revedere și un preasfânt și a rămas ea cu ea, ea n-a nicio legătură cu Dumnezeu, s-au blocat centrii energetici superiori și s-a încheiat. Înțelegeți care e principiul? E. Deci forma este să mă rog. Dar la cei treziți. Pentru că în momentul în care te rogi... să o povestesc cu toată drumuța. Am o maestră care e avocat. E avocat și... La un moment dat s-a făcut chemare. Eu am tot vorbit de trezirea spirituală, de... Și mă trezesc că ea în cabinet. Niște ochi mari. Știți ochii e mari? Bun. Eu o văd. Un văd de pacienți. La un moment dat intru. Ce-ai pățit? Ce? Aud voci. Bun, și care e problema? Nu v-am povestit că de ziua spirituală poți să auzi lucruri, poți să vezi lucruri. Nu e nicio problemă. Da? Dar eu aud mai multe. Și care e problema? Ți-am zis că se poate, ne? Da? Dar eu nu mai știu care sunt eu. Bun, și atunci ce am pun? Băi, zic, te duci frumos acasă. Faci mătănii. Când faci mătănii, dacă sunt gânduri de-alea care nu sunt ale tale, alea coboară pe pământ. Adică entități. Și după ce faci mătănii? 25, 50. Te pui și te rogi. Și în momentul în care te rogi, fii treaz, nu se mai roagă Îngerul Păzitor din intermediul tău. Te rogi tu. Și trebuie să-ți ții minte vocea ta interioară. Știind vocea ta interioară, atunci poți să faci diferența între tine și altceva. Iar între tine și Dumnezeu faci diferența în momentul în care îl auzi pe Dumnezeu. Și asta e la latitudinea Lui. Pentru că tu poți... Deci ideea este vreo multă relația personală cu Dumnezeu. Corect. Dumnezeu
ne poate vorbi. Știți faza aia cu Ioana Dark, știi? Ce a făcut ca Ioana Dark să fie specială? Faptul că l-a auzit pe Dumnezeu. Nu. Faptul că l-a ascultat, că l-a auzit, l-a auzit toți. Da. Deci problema este, tu te rogi, dar la un moment dat începi să auzi vocea lui Dumnezeu. Atunci trebuie să faci diferența între Dumnezeu și Deu. Dar, eu sunt absolut convins că Dumnezeu nu o să te lasă să asculti tu de demon din condiția în care ai vrut să stai de vorbă cu el. Ok? Și eu sunt dintre cei schizo care cred că pot să relaționez cu Dumnezeu. Știi că era o chestie foarte mișto. Acum 1000 de ani, cine vorbea cu Dumnezeu era proroc. Acum e schizo. Întrebarea face că cunosc mulți oameni. Știi, oamenii care au relații personale cu Dumnezeu sunt altfel. Sunt speciali. Adică speciali. Mai la un moment dat simți că e ceva cu el. Și am întâlnit oameni de genul ăsta. Și preot. Și episcop. Și mirei, și femei. Pe mine, relația personală cu Dumnezeu, am învățat o femeie, am învățat o călugă. Și nici un preot. Nici o fată. Tu nu-L vezi pe Dumnezeu? Nu. Bine, hai să-ți arăt cum e treaba. Și e drăguț, la un moment dat, să vezi că mai mulți oameni reacționează la fel. De exemplu, era o mănăstire în Cernica. Și mănăstirea în Cernica îmi plăcea să stau în spate de tot. În stranul. În spate. De exact mai încă am biserică. Și seara se făcea slujba cu lumini răstinse și doar cu lumânări aprinse. Și erau călugări și eu, moț. Deci vreau să spun, când se făcea rugăciunea către Maica Domnului, mai ne ridicam instantaneu. Deci, imaginează-ți că era, mi se pare că sunt 5 și 5, pe parte. 10 oameni care se ridică simultan și se apleacă simultan și genunchează simultan. Deci, scuze-mă, nu făceam niciunul. Nu eram la sincron. Deci, și eu nu vedeam nimic. Deci, pe vremea nu vedeam, dar mă ridicam și eu. Da. Simultan. Și eu mă uitam. În stânga și în dreapta. Deci, fac așa. Și nu știam de ce. Foarte bine. Bine, și după aia, când mi s-a deschis mie, ok. Dar, îți spun trăiri. Da. Eram mică. Dar ca idee, o de relația personală cu Maica, cu Dumnezeu. Ușa se deschide din colo în pace. Și trebuie să-ți dorești. Să spune fericiți cei curați cu inimă. Că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Toți cred că poți să-L vezi, că trebuie să-L vezi pe Dumnezeu doar după moarte. Neapărat. Dumnezeu s-a dat cu prea. Drăguț a fost primesc un mesaj într-o zi. O maestră de la zice, poate că mă crezi nebună, dar eu am primit următoarea informație. Zice, mă, duminică la ora 3, coboară Dumnezeu pe pământ. Eu sunt foarte circumspect. Adică Toma de la, eu nu fac cu un deget, eu toată mâna. Stau în măsură, nu iese că da. Fac tot ce știu să verific o informație, nu iese că da. Bă, zic, trimit următorul mesaj la elevi maestrii mei. Bă, zic, nu știu cât de adevărat e, dar se pare că duminică la ora 3, vine șefa. De pământ. Evident. Venind de la mine,
ăștia se caprinde și pe un lângăric acolo, face sprat, că așa e frumos să faci. Aștept, într-adevăr, s-a schimbat. Vibrația mi-a luat ce aveam eu de făcut. Și mă sună o maestră mea, care are un băiat special. Adică e un puști care vede, e un cel mare, are valori bune, deci dă niște răspunsuri de stăvinte în ochi. E mic, are el treabă. Și mai de seama, zice, știi? Zice, trebuie să ne pregătim. A zis, treabă, și că s-a putea să fie Dumnezeu pe bun. Păi zice, a și fost, nu l-ai văzut? Așa și cum. În relația personală cu Dumnezeu, depinde de El. Și El deschide poarta pentru El. Bine, să nu credeți că n-am bubele mele în cap. Dar bun, întrebări. Lista de întrebări. Cum poți să scapi de sentimentul de milă pentru alții? Nici nu trebuie să scapi de el. Am ajuns la concluzia că sentimentul de milă nu este întru totul negativ. Știți că din punctul ăsta de vedere oamenii sunt superiori îngerilor. Îngerii nu au milă. Știu, o să supere rău în alții. Dar îmi pare rău. În înger, cam câtă milă are un înger care vine să vă ia, să vă taie firul vieții ca să muriți. Indiferent că e vorba de voi sau de un copil. Deci nu au chestii de genul ăsta. Da? Nu au fobii de astea. Adică ei, un înger, ca voți, nu e nicio problemă. Vine, ia un autobuz, un 747, un Boeing, poate să ia un Titanic, deci nu are o problemă. Chestii de genul ăsta. Da? Dar există ceea ce se cheamă, există acel ceva care se cheamă Îngerul Milei. Știți care a fost singurul înger care a fost de acord cu crearea omului? Toți s-au opus, mai puțin unul. Știți care e ăla? Îngerul Milei. Asta nu vreau să spun. Asta vă spun eu, că hai să zicem că știu. Deci toți s-au opus. Îngerul Rațiunii, Îngerul Iubirii, Îngerul. Un singur înger a fost de acord cu crearea omului, și anume Îngerul Milei. Și a zis că eu să fie oameni care să aibă milă. Deci nu sunt într totul de acord. Numai că eu nu cred în mila aia. Vai! Ce nu mai pot de mila ta? Când te văd, mă iau milă. Cred în mila bunului samaritan. Samaritan, da? Adică, bă, pot să te ajut? Te ajut. Înțelegeți? Aia, da. Aia cred în mila aia. Dar aia cu că mi-e milă de ăla că nu are, dar stă să cerșească în loc să muncească. Că mi-e milă de ăia că le-a luat inundația casele și după aia au venit soldații și studenții și străinii și le-au adus și le-au construit case în timp ce stăteau la cârciumă. Îmi pare rău. N-am milă. Deci eu să le descarc pe ori sacii de ciment în timp ce ei stăteau la cărciumă, păi le dădeam cu saci în cap. Stați acolo în noroi. Aia nu-i milă, e prostie. Milă trebuie să-ți fie de cineva care merită. Dar dacă tu ai ales să-mi fie milă, de ce? Eu am îmbețit. Hai, îți propun, te ajut. Dar după aia te îmbești și cazi în șansă, stai cu tata acolo. Nu știu dacă vă e clar. Rezistanța între milă și compasiune este scurtos. Compasiunea e când îl pui pe direcție și iar în scală. Mila e când te vaie. Nu. Secundă. Păi, vorbesc de limitele.
milei și a compasiunii. Da? Corect. Deci e vorba de, poate să-mi fie milă, pot să te ajut, pot să nu te ajut. Pot să intervin, pot să preiau din ale tale. Corect. Dar ce faci cu ele? Adică poate să-mi fie milă de tine, da, te ajut, da, îți preiau din poveri, da. Bă, da, dacă nu vrei să faci nimic din asta, du-te cu Dumnezeu și lasă-mă. Adică, poate să, e vorba de limitele la care. Eu am fost la un moment dat, nici așa nu-i bine. Adică și tu trebuie să ai niște limite ale dreptății. Că dacă ar fi după dreptate, să ne ierte Dumnezeu. Și atunci, băi, trebuie să ne bazăm un pic pe mila lui Dumnezeu. Că dacă e să ne luăm doar după dreptate, e de pele. Ați înțeles cum e cu mila? Prin milă se poate plângă de un nevoi. Prin milă, absolut da. Poate să-ți fie milă de cineva, prin milă tu proiectezi din sufletul tău persoana respectivă. Proiectând din sufletul tău pe persoana respectivă, tu preiei din karma omului respectiv, tu preluând karma respectiv, poți să voi faci boala respectivă. Oh. Așa că aveți grijă. Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt? Mă, sincer, dacă ar fi să le enumăr pe alea din care sunt date în îndreptarul de spovedanie, nu sunt într-o totul de acord cu ele. Cred că cel mai mare păcat împotriva Duhului Sfânt este să stai împotriva adevărului. De ce? Pentru că viața mi-a demonstrat că celelalte păcate pot fi folosite și bine. Da? Adică este un păcat împotriva Duhului Sfânt, eu știu, să faci un avort. Pare. Dar există momente în care nu se poate altfel. Și atunci e un păcat și totuși o să plătești. Etc. Alte păcate. Cred că un păcat împotriva, și cred că, din punctul de vedere, cel mai mare păcat împotriva Duhului Sfânt este să disprețuiești viața. Pentru că sinuciderea este o formă de disprețuire a vieții. Este forma ultimă. Că te sinucizi pentru că îți bagi picioarele în ea de viață. Corect? Nu vorbesc de jertfă. Doamne, mă jertfesc de mine. Sunt spion, m-au prins și ca să nu-i omoare pe aia pe care îi află, dacă eu, oricum știți, oricine are o limită și la a 10-a unghie cred că trădăm toți. Eu am zis, cum eu m-am gândit, cred că aș trăda de la prima. Nu mai stau până la 10-a. Am văzut un film foarte interesant și era, domne, l-au chinuit și după nu știu câte zile de chin, păi dacă tu ai trădat, dar de ce ai stat în una 30-a zi? Și te chinui? Trebuie să trădezi din prima, nu te mai chinui. Care-i sensul? Că ai rezistat 30 de zile? Dacă tot ai spus, dar ce valoare. Bun. Revenim. Cred că păcatul cel mai mare este să disprețuiești. Pentru că viața înseamnă Duhul Sfânt, pentru că viața înseamnă Dumnezeu. Pentru că această viață are ca scopul să învățăm. Este șansa noastră să ne Dumnezeu. Adică, e ca și cum cineva ți-ar da un dar. Ia-ți inelul, floarea, ce vrei tu, Ferrariul, și tu îi dai pe el în cap. Și din punctul de vedere, cred că cel mai mare păcat este să disprețuiești viața. Deci cred că este sinuciderea cel mai mare păcat. În rest, toate sunt. Că mai omor pe unul, nu-i nimic. Nu mai face o colibă, mai dă o liturgie. 1, 2, 100, nu e problemă. Da? Mai arunci o bombă atomică. E, asta e. Mai greșește omul. Glumesc, dar nu e chiar așa. Cu cât... Deci, automat, dacă ai omorât un om, i-ai preluat karma. Chit că e din accident, o mașină, n-ai vrut să-l lovești, tot e preluat karma. Pentru că e întrerupt cursul vieții. Ați înțeles? Dar, chiar și atunci mai ai o șansă. Mai ai o șansă să te mântui. Dar
sinuciderea este singurul mod. Că, mă rog, sexul, alea, ce mai zic ăștia că e păcat în motiva lui Hristos. Mă rog, nu e chiar așa. Dar sinuciderea, și vreau să spun ceva, că am găsit. Am găsit, acum, că există, inclusiv, că știți, mie îmi place să merg pe precedente și pe excepții. Fac excepțiile. Nu mi-e prea lucru, m-a făcut apucat. Și atunci se pune problema care sunt excepțiile pentru care nu ești pedepsit dacă te-ai sinucis. Și sunt. Nu vă spun. Dar și faptul, dacă poți să intervii de aici, încolo, ca să poți să ajuți pe cineva care s-a sinucis. Și răspunsul e da. Rugăciunea. Rugăciunea. Lumânărica prinsă rugăciunea. Nu-i dai liturghii, dar rugăciunea. Nu-i dai liturghii, dar ai trimis lumină. Nu-i dai liturghii, dar ai dai de pomană, așa, fără taica popa. Că nu le primește dacă... Dar poți să-i dai de pomană. Și am cazuri în care să facem ceva. Și care sunt situațiile? Care? În care sunt motivele mele? Dacă e indusă printr-o magie sau taxi, și dacă este făcută ca să salvezi ca cineva. Adică să te sinucizi sau vă pe altcineva? Să te sinucizi sau vă pe altcineva. Păi, să zicem că e de ales între tine și altcineva. Da. Mă rog, cum erau. Vin americanii peste noi, m-am îmbrăcat în dinamită și m-am dus peste ei. O să apară asta, da. Nu! Ideea nu nimic cu americanii, știi? Da, nimic. Dar este o formă de sinucidere care nu e păcat împotriva Domnului Sfânt. E sacrificiu. E sacrificiu. E jertfă. Când e jertfă, nu se socotește sinuciderea. Nu vă zic că sunt sinucigari. În momentul în care cum să spun eu, din anumite motive vine peste tine cu tancul și mai știu eu ce, eu mi-apăr patria. Patria mea e cum e ea. Mă rog, cum îmi place mie. Atunci nu se socotește sinucigaș. Da? Atunci se socotește jertfă. Deci când este socotită jertfă, nu e sinucigaș. Pot să preiei ceva dacă cineva se sinucide în momentul în care vorbește cu tine? Deci mi s-a întâmplat asta acum o lună de aia. Adică se sinucidea când vorbea cu tine la telefon? Nu, îmi scria. Ce frumos! Romantic ea! Ba, să știi că a fost foarte interesant. Înseamnă că ai fost singur, ultima persoană pe care a vrut să o audă în timp ce trecea pragul. Adică spune-i că o iubesc și spune-i celorlalți să mă ierte. Foarte frumos! Tu ai fost... Dar n-am mai fost-o două săptămâni. De ce? Înseamnă că a avut încredere în tine. Înseamnă că... cum să zic eu? A avut încredere în tine că nu îl judeci. Și mă rog. Și ce dacă? Cum pot să mă iert pentru greșelile din trecut? Simplu. Mă iert. Tot ce am greșit în viața asta sau altă dată. Că dacă nu mă iert, ce brânză fac? Admițând că nu mă iert. Na, nu mă iert. Ce rezolv dacă nu mă iert? Deci, problema se pune în felul următor. Voi trebuie să judecați o chestie în perspectivă. Bun, și dacă nu mă iert? Păi nu mă iert. Păi ce să fac? Bun, ce nu și-am cap. Ce mai pot să fac? Da, mâine. Poz negru, sac, cânepă, desculță aici, în piață, la voi. Păi aia e! Păi de-aia, desculț. Faci penitență, mergi în genunchi acolo, faci rondul pieții de 3 ori, pentru ce casă. Te-ai mai iertat un pic? Nu. Și te autoflagelezi până te ierți. Sau te ierți mâine. Sau... Da, mă iert mâine. Da. Ce mai... Nu mă iertați. Dar mă iert mâine. Și te trezești dimineața, m-am iertat? 90%? Asta cu iertarea. Deci...
Nu, să știu, eu am o capacitate foarte mare de, de a mă ierta. Și nu pot să înțeleg. Stă mai prost, nu ai iertat pe alții, dar pe mine n-am nicio problemă. Așa că mi-e greu să înțeleg pe cineva care nu se ierte. Pot să înțeleg pe cineva care nu poate să ierte, absolut, da. Niciun. Dar să înțeleg pe cineva care nu se poate ierta pe el însuși, asta nu mai înțeleg. Deci, cum pot să știu dacă o decizie luată și dusă până într-un punct e bun? Precizez că între timp am renunțat. Hai să vă spun ceva. Aici intervin foarte mult măsurătoare, pentru că noi nu avem perspectivă divină. Noi avem perspectivă umană. Deci eu pot să judec că, dom'le, o perspectivă e foarte bine să fac, eu știu, facultatea de contabilitate, pentru că o să fie tot numai firme și o să fie nevoie de foarte mulți economiști. Da. Dar mă gândesc că poate fac ăștia un sistem legislativ și o să facă un program automat și o firmă de contabilitate o să poată să țină 100.000 de firme. Și atunci am dat chins, corect? Poate că asta a fost valabilă pe vremea când era mama sau și vremea noastră, dar poate peste 10 ani nu o să mai fie valabil, corect? Și atunci eu verificam ceva din punct de vedere radiestezic. E pe fel de perspectivă. Adică, cât e de bine pentru mine să fac ceva în viitor. Și asta ține de Dumnezeu, nu de mine. Se măsoară e pe felul de perspectivă. Da? Cum pot să-mi găsesc calea spre fericire când cei din jur nu mă înțeleg și nu mă lasă să mă desprind dintr-o relație terminată? Din punctul meu de vedere. Păi, ideea este în felul următor. Nu? Există un lucru pe care l-am făcut și l-am făcut intuitiv, dar îmi dau seama că l-am făcut bine. Eu m-am descotorosit de toți cei care au stat în calea visurilor mele. La modul propriu. Hai să vă spun o fază. Bine, v-am povestit faza cum m-au apucat eu să scriu. Într-o zi, m-am trezit în cameră cu un înger. Mare. Și a deschis aripile. Și m-a întrebat, ce vrei? Eu, nimic. Păi, cer ceva de la Dumnezeu. Totul plecase cu o perioadă în urmă, când am găsit o carte care se intitula Obsesia, lui Noel C. Douglas. Și în obsesie era vorba despre anda de a obține un har. Un har, un dar divin. Și era vorba, dom'le, trebuie să ajungi, să ajuți necondiționat, dezinteresat, să faci, să spun eu, servicii, să împrumuți bani, fără să ceri înapoi, asta apare și în, în psalm, să împrumuți și să nu ceri, da? Fără să ceri înapoi și astfel, ajutând oamenii, fără să e nimic în schimb, îl îndatoresc pe Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu îl va trimite pe îngerul darului Ebrei. După aia am aflat că era Gabriel cel care a venit și o să spună ce vrei. Și atunci tu o să ceri ce vrei tu. Și unul ceruse darul de a sculpta. Și a sculptat un cal extraordinar, ziceau ăștia că e o pieză pierdută din Michelangelo. Și vine îngerul, așa mă trezesc cu el așa. Și vă stau și încep să mă gândesc. Mă, ce să cer, ce să cer? Asta s-a întâmplat pe vreo 7 ani după ce am început eu. Și zic, bă, să când sunt cam bătrân. Mă zic, ce mi-a plăcea? Mie mi-a plăcut foarte mult scriitor. Eu am fost vază la literatură. Adică, mi-a plăcut să citesc, dar eu n-am putut să rețin poezii. Am fost în cenacul literar pentru că eram foarte înalt și dădeam bine. Și am avut niște strofe foarte scurte. Una în engleză pe care o țin minte și acum, pentru că e o chestie din Shakespeare, dar e foarte scurtă, nu vă spun pentru că vreau să vă sperii. Și zic, mi-ar place să am darul de a scrie. Mi-a plăcut Jack London, mi-a plăcut că de-aia am publicat Rătăcitor printre stele. Deci primul scriitor pe care l-am citit eu, în viața mea, a fost Jack London. După am început cu povești nemuritoare. Bun. Și
Și zic, mă, dar unde ați scrie? Și m-am gândit, bă, mi-a plăcut să scriu așa, gen Jack London, că s-a inspirat din viață, a scris despre viață și are forța aia a vieții. Forța specifică vieții, o simți. Și atunci a scris prima mea poezie. Evident, editorul meu, când mai fac o poezie în carte, îmi spune, Dragoș, orice te rog, dar poezie nu. Și ochii nu l-a dus neapărat o poezie în carte, asta se impune. Și așa am început eu să scriu. Vorbesc foarte serios. Ei, nu știu la ce am plecat. Apropo de fericire. Și o sun pe prima mea nevastă și îi spun, știi, eu o să scriu, eu o să fiu un mare scriitor. Și ea zice, tu, scriitor. Și mi-a dat seama câtă încredere avea în mine. Motiv pentru care am divorțat și a doua. Bun, ca idee. Deci întotdeauna oamenii care nu au avut încredere în mine, în ceea ce fac, am plecat. Nu am avut. Deci eu n-am pierdut timpul să conving pe nimeni. Eu am știut că vreau asta. Și am știut că pot să fac asta. Și mi s-a certificat că pot să fac asta. Și m-am dus. Deci n-am stat că să-l convinc că vreau, că pot, că știi, că eu nu pierd timpul. Nu. Nu vă pierdeți timpul. Motivul pentru care nu sunteți fericiți nu e că nu vă lasă ăia din jur și nu vă înțeleg, ci pentru că stați cu ei. Dacă deci, sunt din familie. Poftim? Și dacă sunt membri de familie. Perfect. Știți, am pilda lui Dobrin. Știți pilda lui Dobrin? Dobrin este întrebat. Cum v-ați înțeles cu sacra dumneavoastră? Foarte bine. Da, sunteți primul pe care au zis că s-a întâmplat așa. Da, eu în Pitești, iar la Constanța. O să mă înțeleg foarte bine cu mama sau cu tata. El, acolo, e un parte la mine. Nu lăsați pe cei care nu pot, nu știu, nu vă înțeleg, să intervină în viața voastră. Dacă fericirea voastră este într-un fel, dați la o parte pe oricine. Nu e egoist. Dacă e vorba și de copii. Adică? Eu sunt de acord. Ați urmat fericirea care crezi că e fericirea. Nu înțeleg de când copiii mei trebuie să fie de acord cu fericirea mea. Influențați de cei din jur. Deci eu nu înțeleg asta. Unde scrie că părintele trebuie să ceară acordul copilului pentru ceea ce face el. Scrie undeva? E vreo pildă Biblie care spune că eu trebuie să mă iau după copilul meu, indiferent de vârsta pe care o are? Eu caut un precedent. Este? Nu. Faptul că pe voi vă interesează ce cred copiii voștri, e problema voastră. Deci, eu pot să cer cum să spun eu? Pe mine interesează părerea divinității, da? Eu pot să cer sfatul părinților mei. Dar decizia e a mea. Pot să cer sfatul soției mele. Dar decizia e a mea. Deci, dacă nu poate, deci dacă pe mine o face, bun, haideți să luăm prin absurd. Facem, vă plac astea cu absurd? Da. Bun. Să presupunem că tu alegi calea copiilor tăi. O să fie o nefericită, corect? Da. Bun. Cu o mamă nefericită și depresivă și complexată și frustrată, ei o să fie fericiți? Da sau nu? Bun. Și atunci, chiar dacă ei nu înțeleg, în perspectivă pentru ei, ce e mai bine? Să fii nefericită lângă ei, sau cum vor ei, sau fericită cum vrei tu? Un exemplu. Ai băiat. Da? Să zicem că ai băiat. Bun. Chakrele superioare băieților sunt dați de mame. Deci, o mamă nefericită lângă el, îi va bloca chakrele superioare. O mamă fericită în Patagonia, îi va debloca chakrele superioare. Ce preferi? Înțelegi? Patagonia. Ai înțeles? Și atunci, ai problema lui. Dacă un copil nu poate să accepte calea mea și nu încearcă să mă înțeleagă, aia e problema lui, nu e a mea. Eu nu trebuie să-i plac copilului meu. Eu trebuie să-mi plac mie și lui Dumnezeu. Dacă eu, ca femeie, eu femeie, a dragul și
stau cu un bărbat, să zicem, față de care n-am nimic. Nici iubire, nici dorință sexuală, nici nimic. Da? Bun. Și stau cu el. Și bă, suntem acolo. Știi? Ne mai împiedicăm unul de altul. Da? Dar nu simt nimic. Se va întâmpla dacă mă femeie. Mă scade stima de sine ca femeie? Da. Scade. Îmi vine să mă scui până oglindă? Ajung să-l urez pe el? Ajung să urez toți bărbații din cauza asta, că toți e porci și toți ne simțiți că sunt de clasecți? Ajung. Și atunci, unde e beneficitatea acestei nemaipomenite chestii pe care o propovăduiește lumea? Să stai lângă un om pe care nu-l iubești, că poate în perspectivă o să-ți fie bine? Măi, dacă am o nevastă care are vaginul mic și tu ai ceva mai mare, credeți că se poate lărgi atât de mult în perspectivă, astfel încât să ajungi compatibil cu ea? Hai ca să vorbim serios. Nu. Și atunci, nepotrivirea de caracter există. Corect? Dar dacă sunt plăți karmice. Dacă sunt plăți karmice, poți doar să te gândești că oricum poți să pleci. Ce? Poți să nu vrei și tot nu pleci. Auzi, că ăsta e avantajul. Deci când să zici, știți cum e cu plata karmică? M-a întrebat cineva, domnule, cum e cu plata karmică? Foarte frumos. Eu sunt un tip care am fost beat foarte bun și am fost și hun, știi? Ca hun am trecut dintr-o parte într-alta. Asta e blondă, am luat-o. Asta e blondă, am luat-o. Evident. După aia le întâlnești pe doamne. Le întâlnești în ziua de azi. Nu te mai leagă nimeni de calorifer. Dar îți leagă creierii. Și te duci frumos. Du-mă acolo. Du-mă acolo. Du-mă acolo. Și te duci după ea. Cât? Până îți plătești karma. Ați înțeles cum e cu plăcile carmice? Și când ți-ai plătit karma? Câinele din lanț? Bum! La un moment dat, când încep să simți, încep să le percep. Acum! Bum! Să-i frânge! Cum a făcut care misiunea mea personală? Nici eu nu știu. Deci, eu învăț pe-ai mei așa. Cea mai simplă formă, apropo de misiunea personală, este să faci în fiecare clipă voia lui Dumnezeu. Haideți să vă spun ceva. Știți care e părerea mea? Că nici Hristos n-a știut până cu puțin înainte de a muri, că El va muri pe cruce. Nu cred că s-a născut și când avea 9 luni, s-a gândit. Eu o să ajung pe cruce. Nu cred că la nunta din Cana se gândea la cruce. Cred că s-a bucurat la nunta din Cana. Cred că a suferit la moarte. Dar eu nu cred că știa că va muri. Cred că i s-a descoperit la un moment dat. Da. Cred că a văzut așa timp postul cele 40 de zile. Pentru că atunci îți vezi viața și toate și îți primești misiunea și... Dar eu nu cred că a știut. Și de asta spune el la un moment dat, lasă grija zilei de mâine. Ajunge ziua, grija zilei de azi. Și atunci, eu învăț așa. Bă, fă-mi fiecare zi vă Dumnezeu 100%. Bă, ce trebuie să faci? Să mă trezesc. Ce trebuie să faci? Să mă spăl. Ce trebuie să fac? Să mănânc. Să nu mănânc. Poate să fie să nu mănânc. Trebuie să mă duc unde? Mă duc acolo. Bun, mă duc acolo. Ce trebuie să fac? Să fac aia. Pac, pac, pac. Bun. Ei, viața noastră este ca un șirac de perle. Da? Fiecare zi este o perlă din șiracul ăsta. Aduni albe și aduni negre. În funcție de ce? În funcție de cum faci voia lui Dumnezeu. Deci dacă eu fac voia lui Dumnezeu în fiecare zi, pot să am un șirac de perle negre? Că misiunea personală este un ansamblu. Toată lumea vrea să aibă misiune personală precum Hristos. Pe lângă faptul că s-a luat, mai apare o problemă. Păi, toți vor atributele lui Hristos, dar nimeni nu-și asumă, mă. Și cum să zic eu, în momentul în care tu nu dai cu mătura cum trebuie, adică 100%, cum să te pună Dumnezeu să te urci pe cruce, mă, 90%? Hristos a făcut voia lui Dumnezeu 100%. Și atunci, faceți voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, 100%, cum trebuie. Și atunci, automat, misiunea personală ale voastre vor crește. Dar dacă tu nu poți să faci un lucru elementar bine, cum poate să-ți dea Dumnezeu ceva mai deosebit?
că n-ai cum, că nu-l duci. Și vă spun ceva, eu nu sunt foarte mulțumit de ceea ce fac și de cât fac. Și știți de ce? Pentru că îmi dau seama că nu fac cum mi-ar place să fac, ca perfecțiune. Și mă întreb, bă, dar de ce totuși mă pune pe mine Dumnezeu să fac? Pentru că, din păcate, nu sunt ceilalți fac mai prost decât mine. Adică eu sunt un fel de chior în țara orbilor. Ceea ce nu e deloc măgulitor pentru mine. Dar eu realizez asta. Și încerc să fac mai bine, mai bine, mai bine, mai bine, neaproape, neaproape. Evident că nu poți și că totul e perfectibil. Bă, dar măcar mă strădui. Și mă mai spun ceva. Străduiți-vă. Din punct de vedere divin, Dumnezeu apreciază străduința. Știi principiul unde pune un om mâna, pune Dumnezeu mâna. Când te străduiești, asta este principiul antrenamentului, să știți. Te antrenezi, fac, culegi, Doamne, Doamne drag, mai dai un pic de rezistență, mai dai un pic de viteză, mai dai un pic de... Dar când nu te antrenezi deloc și... La un moment dat eram la un... De arte marțiale, cum se cheamă. La un stagiu de arte marțiale. Și ne oprește. Era sensei Casoia. Noi 9 dar, nu știu cât are acum, 12 ani, mai știu. Și vine și zice, mulți se roagă la Dumnezeu să devină campion, dar unii mai și muncești. Așa că munciți. Nu pot cum să știu, pentru că nici eu nu. Deci vreau să vă spun ceva. Viața mea a fost... Mă uit așa în spate și mă întreb ce o să urmez. Pentru că am fost niște schimbări atât de radicale dintr-o parte într-alta, încât nu știu ce va urma. Și nu am citat niciodată să mă surprind. De asta vă zic. Nu vă faceți idei. Că noi avem, și mai, asta este tipic feminin. Noi avem, să nu am, noi avem talentul să proiectăm viața noastră viitoare. O familie, o relație cu un bărbat, Bă, totul s-a dărâmat. Și atunci nu mai proiectați viitorul, că nu știți niciodată cum arată. Eu mă uit doar în trecut și mă gândesc cam cum aș vrea să fie viitorul, dar nici nu mai îndrăznesc să mă gândesc la viitor, pentru că nu ai ieșit nimic. Ce vreau. În cartea ta, Psia, ți-a afirmat că un număr de îngeri dintr-un corp aduce un număr egal de demon. Am zis doar că se întâmplă următorul fenomen. Lumea asta este bipolară. Și Hermes Trismegistul spune așa, că pinul atrage golul și golul atrage pinul. Deci dacă am 10 îngeri, ce o să atrag? 10 demoni. Deci problema nu este că vin. Ei vin oricum. Pentru că în momentul în care polarizezi, vin și restul. Așa se întâmplă. Soare, lună, noapte, zi, femeie, bărbat. Deci dacă eu mă încarc cu lumină, automat înspre mine ce o să vină? Demonii. De ce? Să se producă armonizare. Să producă zero. Adică 0, 1. De asta am zis. Nu în sensul. Și la inițiere, adevărat, primești ca ajutor îngerii. Perfect. Dar o să vină la tine și demonii sub formă de pacienți, sub formă de oameni care au nevoie, sub. Și pe măsură ce dobândești îngerii, automat o să atragi și mai mult, și mai mult, și mai mult. Până când? Nu știu că n-am dat de limita aia. Încă n-am dat. Când dai de aia, înseamnă că ai murit. Ați înțeles cum vine treaba asta? Oricum, drăguțe și interesante întrebările. Cum se rezolvă problema de neam? Cum știm că ar fi karma neam și dacă sunt efecte pentru firmă? Ce pot eu să fac? Karma de neam sau păcatele de neam se rezolvă la fel ca și păcatele noastre. Post negru, rugăciune, ideea rugăciunea de la miezul nopții, liturghii date la mănăstiri, Pelerinaje la locuri sfinte. Pomeni. În momentul în care dai de pomană, și mai ales mâncare, și mai ales și de preot, automat dai din energia negativă care vine pe tine și de pe neamul tău. E o formă de plată. Trimiterea de lumină în trecut, prin Reiki. Când trimit lumină în trecut neamului meu, automat... De ce? Pentru că străbunii noștri... Ce înseamnă karma de neam? Înseamnă că sunt străbuni în viața noastră, care, în neamul nostru, care au nevoie de lumină. Și și-au lumina din noi. Și când o să mai învățați voi despre constelații familiale, o să vedeți că sunt străbuni care ne ajută și
Și unii care ne încurcă. Nu în sensul că ne încurcă. Au nevoie de lumină, că au fost mai răi. Mă rog, mai răi. N-au făcut ce trebuia. Și atunci, noi trebuie să-i ajutăm pe aia care n-au lumină. Și asta se face la vida lumină. Eu, pentru camerele de neam negativ, grele, îi pot să facă terapie de grup. Adică, să lucreze mai pe ei mai mulți maestri simultan. Asta fac, de exemplu, la seminariile de maestri. Acum nu mai face, face Georgescu. Dar la seminariile de maestri se lucrează unii pe alții, pe mai mulți. Cine are o karma în zonă? Că măsor, care e BF-ul? Puf! Are BF-ul sub 50-60, deja puf, e de belea. Și cumva să lucreze mai mulți pe el. Masurile, dezlegările, slujbele, liturghiile, toate astea ajută. Da? La... Și persoane, evident, post negru, rugăciune la mijloc. Asta sunt ceea ce pot să fac personal. Pomenile. Formă de toate care. Pachetele cite de frânză, tu să faci, adevărat. La zile de bătrâni oameni cu mulți copii. Cum știi că ai cei trei centri uniți? Conștientul, inima și sine. Asta să știți că de obicei se măsoară sau se simte. Dar, în general, cei care au cei trei centri uniți funcționează ca un tot. Asta nu înseamnă neapărat că sunt pe lumină, că sunt unii care au centri ăștia uniți și funcționează nu foarte bine. Tot inițiați sunt, dar sunt pentru noi. Da? Asta se măsoară. Eu măsoară. Se măsoară cât este unit conștientul cu sufletul, cât este unit sufletul cu sexul, cât e unit conștientul cu sexul. La bărbați, de obicei, conștientul cu sexul. Știi? La femeile emoționale, sexul cu, emoțional. La femeile bărbat, rațiune. Adică femeile care, la nivel de sine, sunt bărbați, au raționalul, restul negativ. Și tot așa. Dar asta se verifică. Eu le măsor. Nu intuitiv. Pot să văd și intuitiv. E ca și cum văd, cum să vă zic, simți energiile și între cap și corp e tăiat. Și vezi, a, și aici înseamnă că are doar rațiunea unită. Sau e tăiat de aici. Când e tăiat de aici, sunt femeile care neagă sexualitatea. Nu mai vor, nu le-a plăcut, nu mai... Da. Stâlpul de lumină? Stâlpul de lumină e foarte ușor. Numai că stai în picioare, mâinile în sus, palmele relativ în sus către tine, 120 de grade aici, 90 de grade aici. Da. Și automat prezumia. Bine. Stând în picioare, ăsta e un stâlp de lumină. Și automat vine lumina prin chakra coroanei, prin palme, până în vârful picioarelor. Sunt în ceilalți oglinda mea. Foarte simplu. Păi, tatăl meu e oglinda mea, ca bărbat. Mama mea e oglinda mea, ca femeie. Poți să negi la soția mea, nu-i așa. Evident că nu ne convine. Da? Și culmea este că noi nu suportăm în ceilalți oglinda noastră. Deci dacă pe mine mă deranjează ceva în tatăl meu, înseamnă nu, nu te regăsesc la nivel conștient. Ceea ce e cu totul altceva. Eu nu-ți vorbesc de conștientul tău, care are o anumită educație, anumită chestie. Eu vorbesc de sinele tău, pe care trebuie să-l cunoști. Dar dacă vrei să-ți cunoști sinele, te uiți în oglindă și oglinda e tatăl, da? Și e mama. Și te uiți bine la ei ca să-ți dai seama cum ești ca ei și cum ești ca ea. Știu că nu ne convine. Și fugim. Deci noi fugim de oglinda noastră. Ne supără oglinda noastră. Ne enervează oglinda noastră. Cum adică eu să fiu așa? În momentul în care nu ești așa, nu te mai deranjează. Deci dacă eu îmi zice ceva, nu știu ce, mă deranjează dacă regăsește în mine treaba aia. Dacă nu o regăsește în mine, nu. Am primit o dată o critică pe mail. La cineva și a zis că atunci la noi așa, 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 așa. Și m-am apucat să o citesc. Și
am luat-o frumos, am citit-o. Și m-am apucat răsul. Și zic, mă, sănătos. Zic, dar de ce nu mă deranjează? Și după aceea zădeam și fusese. Dar, cum să spun, știți ce elaborată fusese? Era scrisă de 3 persoane. Deci era o scrisoare, apropo, de Ardeșanu și de Ardeșanu, că nu știu ce. Ceva cu... Era scrisă de trei maestri grechi și printre care era și o tipă care era psihologă. Și era foarte frumos elaborată. Și... am citit-o... și am luat fiecare punct în parte și l-am analizat. Am analizat ca și cum ar fi fost vorba de altcineva. Și am zis, bă, aici are dreptate. Aici nu are dreptate, aici are un pic dreptate, aici. Și la sfârșit am zis, să rămână. De ce? Pentru că mi-a folosit. Dar nu m-am supărat. Și în momentul în care nu m-am supărat, am realizat că, de fapt, nu era o mine atât de evidentă. Dacă mă supăram, nu realizam de moment, dar în perspectivă mi-aș fi dat seama că, de fapt, e problema mea. Și, de fapt, aruncau un noroi, cu noroi, și aruncau problemele lor peste mine. Nu pe ale mele. Știi că noi vedem în alții defectele noastre. Mm. Ăla e așa, e așa, e așa, e așa. Și de fapt, e în mine. E femeia, un bețiv, un alcoolic, un aia, aia. Și de fapt, sunt manifestările sinelui meu prin el. Și care, de fapt, sunt manifestările meu. Cum scap de o inițiere informată? Și de unde știu că o inițiere informată? Asta tot prin măsurător poți să-ți dai seama. Sau dacă descoperi programele care au fost băgate prin inițiere, care pot să fie băgate din greșeală sau voit sau mai știu eu ce. Adică un maestru poate să-ți bage un program involuntar. De ce? E foarte simplu că noi nu suntem perfecți. Și atunci, odată cu suflul dragonului, poate să-ți bage 99 de programe bune și unul prost. Dar, dacă se manifestă, înseamnă că e și în tine. Pentru că altfel nu l-ai manifestat. Adică, dacă îmi face mie inițiere un maestru homosexual, crezi că o să-mi placă? Eu nu cred. Dar dacă este zoofil, nici asta nu cred. Da? Și atunci, pentru că dacă mi-a făcut inițiere un maestru, da? Maestra mea era măritată, avea bărbat. Deci automat asta înseamnă că trebuie să-mi placă mie bărbații. Nu. Și totuși erau energiile ei. Înțelegi ce vreau să spun? Deci nu poți să... Deci nu poți să-ți manifesti decât un program care există în tine. Ați înțeles cum vine treaba asta? Deci, chiar și dacă voit sau nevoit, voluntar sau involuntar, cineva îți bagă ceva în cap, ăla nu poate să se manifeste în plan fizic decât în măsura în care îți găsește un punct de care se lege din tine. Un punct comun. Adică nu poți să-mi induci mie să-mi placă băieții. Nu cred. Mă rog, nu s-a întâmplat până acum. Poate viitor va arăta altfel. Dar deocamdată nu am plăcere de asta. Și ca să te o inițiere informată, o verifici. Se măsoară. Da? Programe negative, etc. Evident, fie că toate inițierile au o doză de informații. Clar. Nu. Mă sună un tip. Apoi se atacă ție. Domnul doctor, dumneavoastră ați informat atacul ției? Zic, da. Și recunoașteți? Da. Și vi se pare corect? Da. Păi cum, domnule doctor? Păi zic, eu am informat-o să ajungă la cine trebuie să învețe, cine are nevoie de ea, cine are nevoie de ea. E bine așa? Da. Deci nu știm restul că când e informată. Dimineața la trezire, cum se recuperează sufletul pierdut? Procedură. Nu refacerea lui, ci aducerea lui înapoi. Mă comit. Sufletul, scânteia divină din noi, poate să fie legat doar prin legături. Maxim de legături ale sufletului sunt 99. Pot să fie mai multe? Da. Bun. Și atunci,
Câte cruci trebuie să fac ca să-mi aduc sufletul înapoi? 99. Câte legături sunt? Da. Da? Se și fac 99 de legături sau se măsoară? Câte legături are sufletul meu? Unde e legat? Sub pământ? În cer? Pe pământ? Și fac atâtea cruci câte legături are. Și mi-l aduc înapoi. Asta e procedura noastră. Și de curățare, parte simbolurile pe curățare, pe sufletul respectiv. Despre ce înseamnă implozia spiritului? Că asta nu am întâlnit termenul. Deci, un spirit în dimensiunea a treia are, să zicem, 50 de expresii. Cu cât dimensiunea este mai mare, poate să fie mai puțin. Un spirit e ca un spirit puternic, e ca un pom. Deci eu am întâlnit persoane care sunt racordate la chakra inimii și nu le pot îndepărta cu toate tăieturile și cu toate protecțiile. Și le simțeam de la foarte mare distanță. O secundă. Deci, nu e un termen de implozie. Implozie înseamnă cu totul altceva. Există spirite mari. Corect. Există spirite mari care vin pe pământ. Corect. Și se divin. Corect. Și apar extensi. Corect. Care e întrebarea aici? Ce se întâmplă cu cea? Au aceeași misiune? Nu. Personală? Nu. Au o misiune personală diferită, dar fac parte dintr-un plan divin. Deci fiecare... Îți pot lua energia la acel nivel, la nivelul de dimensiune 3, se pot racorda ca la un frate la tine și să-ți spun energia... Absolut, da. Pot. Am și o problemă de genul ăsta cu o zuză care nu înțelege. Dar cum mă reușesc să opresc asta? Nici eu nu știu încă studiez. Mă așteaptă în fiecare zi și zice că e jumătatea mea și că dacă nu, mă căsătoresc cu ea. Nu facem voia lui Dumnezeu. Deci ea nu înțelege. Sunt spirite, da, care... asta cu jumătatea este cea mai mare gogoașă a acestei planete. Da? Și, din păcate, unii o mănâncă așa și o ghit, ca pelicanii, și trăiesc prin prisma ideii astea. Bun. Și atunci, merg pe ea. Din păcate, într-adevăr, există indivizi care, din anumite considerente, pot să acceseze părțile noastre de SN, făcând parte din aceeași arcă, se cheamă. Da? E, încă n-am găsit modalitatea prin care pot să împiedic să-ți ia SN-ul. Dar, una dintre cele mai simple lucruri pe care le-am făcut în ultimul timp, a fost să nu mai ții SN-ul cu mine când vine. Oricum se racordează. Da, atunci mă dezleg. De fapt, care-i problema? Ei sunt vampiri. Deci nu sunt capabili să-și găsească... Dar fură de aici. Și de aici apar boli. Deci, fură ei fură mai... pentru că n-au și pentru că nu înțeleg că în viața asta sunt entități separate care ar trebui să-și dezvolte propria lor evoluție. Și sunt puternici de la distanță. Nu sunt puternici. Puterea le dăm tocmai noi. Adică, o extensie a mea poate să fie la fel de puternică ca mine pentru că este ca un alter ego. Și atunci, ea poate să profite de puterea mea. Numai că aici apare înțelepciunea ta ca să nu-ți mai lași puterea pe pământ, ca să nu mai ai de unde să ia puterea respectivă. Ea poate să o ia prin intermediul meu, dar dacă eu nu-mi țin puterea cu mine, bine ce să-mi ia. Te-ai ce mai faci? Ești bine, mă bucur pentru tine, la revedere, drum bun. Și la revedere. Și mi-am strâns că un proiect s-a încheiat. Da. Deci nu e obligatoriu. Se poate cere. Deci nu se poate cere Mahatma Shambhala pentru o altă persoană și conștiința creștină. De ce? Nu o cer pentru ea. Dar pentru că este o energie pe care o deschid. E ca un canal. Deschid canalul către energia Mahatma Shambhala, conștiința creștină. Deci eu, prin vizualizare sau prin punerea palmelor, pot să invoc Mahatma Shambhala, conștiința creștină, pe o persoană. Corect.
Dar pot să fac asta și de aici? Și dacă este, eu știu, în alt oraș. Invoc Mahatma Shambhala, conștiința că există pentru persoana respectivă. Pot să o fac? Evident că pot. De ce? Păi asta este avantajul Shambhalei, că nu mai intervin cu simboluri și ea din Shambhala să duc văd despre ce e vorba și intervin sau nu. Ați înțeles? Shambhala are acest avantaj că nu se intervine pentru că vrea maestru. Intervine pentru că se decide de dincolo. De unde? Din Shambhala. Care Shambhala unde? Din lăsiu la cinci. Așa sunt. Cinci o sfert. Cum să fie, măi? Păi dacă ai conștiință cristică, aia unde e? Cum să fie cinci așa sunt? Ai înțeles? Și dimensiunea Shambhalei este în funcție de dimensiunea maximă la care este cel mai înalt spirit din Shambhala. Corect? Care a rămas în Shambhala. Bun. Și unde e? Cine e? Nu știm. Nu e Iisus. Nu cred că a rămas Iisus în Shambhala. Nu cred că îl interesează pe Iisus Shambhala. Că Shambhala este lumea acestei lumi. Shambhala, asta nu este lumea mea, a zis Hristos. Nu a zis așa? Nu a zis așa? Și atunci el s-a dus la locul lui. Dar această lume are Shambhala. Shambhala reprezintă informată de spiritele care au rămas să ghidoneze această planetă, printre care și Badișava, adică cei care au refuzat mântuirea să rămână să ajute oamenii până ce ultimul om care vrea, poate și trebuie să se ridice la cer. Sublimarea energiei negative în energie pozitivă. Asta e o întreagă poveste și e foarte frumoasă întrebare, foarte complexă. Se face în felul următor. Îmi imaginez o energie negativă. Energie negativă care deschid sursa de lumină, o înconjor cu lumină, până când dispare. Și asta se cheamă sublimare. Așa se poate face și cu frică, și cu mânie, și cu sexul, și cu toate tipurile de energie. Vă e clar? Simplu. Să știți că, în esență, lucrurile sunt simple. S-au pus 10. În esență, lucrurile sunt simple. Noi complicăm lucrurile. Și ultimele, ba nu, am răspuns la asta. Mai era una? Compozitor de muzică de vibrație înaltă. Muzica aia de operă. Pe care o cântă Sarah Brightman. Da. Sau... acolo e deja de cer 8-9. Ave Maria. Da? Sunt muzici instrumentale, care sunt de vibrație înaltă. Și Budpa nu e de vibrație foarte înaltă, dar e de 5-6. Există Iovul, care e de 7. Și tot așa. Trebuie să căutați, să măsurați, să învățați să măsurați. Deci cum deosebești programele induse de alții la nivel de suflet, la nivel mental, cum le deosebești de programele divine? Nu prea poți. Decât în condițiile în care asta intră în contradicție cu ce știi tu despre divinitate sau cu ce simți tu. Deci, eu pot să-mi dau seama că am un program indus în măsura care asta îmi induce niște chestii care nu sunt ale mele. Păi dacă mie mi induci că îmi place ciulamaua de pui și nu știu ce nu mai îmi place mie, că am chestiile astea. Dar vreo două, nu multe. E clar că nu e din mine. Eu sunt ori cu sărături, ori cu dulciuri. Nu cu chestii de astea. Dacă îmi spui că mie îmi place filet de căprioară cu sos de afine, îmi pare rău. Cu dulceață de afine. Sau compot, cum mănâncă belgenii. Compot de prune cu pulpe de pui la grătar. Mă, nu pot să mănânc așa ceva. Ai înțeles? Deci nu pot să-mi induce așa ceva. Și atunci, eu simt în funcție de ceea ce vine în mine. Ați citit Războiul nevăzut al lui Nicodima Ghioritu? Citiți-l!
Război, nevăzut, Nicodim Angheritu. Este un limbaj de la îngrozitor, arhaic. Am trebuit să-l iau să-l traduc în limba judeată, dar este extraordinar ca formă de gestionare și de filtrare a gândurilor. Bine, el la gând spune și intră șarpele în cap și își face cuib. Și să tai capul șarpelui înainte să ținte în cap. Adică chestii de-astea frumoase și arhaice. Nu trebuie să tăiați capul șarpelui, destul să-i dați lumină. Că pleacă.